Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. O să începem. Am alături de mine pe Sofia Vicoveanca. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a veni aici la noi, la 40 de întrebări. Sunteți una dintre cele mai iubite și mai cunoscute voci ale muzicii populare românești, cu o carieră care dăinuie de mai bine de 60 de ani. O femeie foarte frumoasă, o femeie demnă, cu o voce inconfundabilă și cu o poveste de viață pe care mi-am dorit tare mult să o facem cunoscută. Așa că... Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și mai stăm de vorbă la celelalte. La cele 40 de întrebări, da, de care ne apucăm acum. Sunteți pregătite? Da. Din toată inima. Doamne ajută! Doamne ajută! V-ați născut într-o zi de 23 septembrie, în timpul celui de-al doilea război mondial, în Ucraina, la Toporăuți. Atunci când ați venit pe lume, tatăl dumneavoastră era deja înrolat pe front. Vă trageți dintr-o familie înstărită care se bucura în vremea respectivă de o gospodărie mare, de o livadă și chiar de o prăvălie. Destinul avea să vi se schimbe radical la numai 2 ani și jumătate, când, pe 23 martie 1944, la 3 dimineața, în Toporăuți a dat semnalul de evacuare a localității din calea rușilor, care cotropeau tot. Mama dumneavoastră a îngropat repede toate lucrurile de valoare lângă casă, cu gândul că le va găsi acolo la întoarcere, și a fugit cu dumneavoastră în brațe, într-o căruță, la o mătușă care locuia într-un sat din partea românească a Bucovinei, la Vicovu de Sus. Mama dumneavoastră a povestit mai târziu, o citez acum: am luat doar toporul, ceaunul, ceva de mâncare și am plecat, era 3 noaptea și nu am putut lua prea multe. Pe Sofia am dus-o în brațe atunci. O săptămână a durat drumul acela, iar istoria a făcut să rămâneți acolo, sau aici acum, la Vicovu de Sus, și să trebuiască să o luați de la zero. Vă citez acum: s-a pus sârma între pământuri, am rămas cu ce aveam pe noi și am început munca. Amândouă. Aș vrea să-mi povestiți cum era mama și dacă îi semănați. Urmează întrebarea. Sunteți o femeie puternică? Da. Altfel n-aș fi răzbit în viață. Ceva, tatăl meu, când a plecat în război, eu aveam, cred că, vreun anișor, într-adevăr, și ne-am refugiat la Vicov de Sus, bivolărie, trebuie specificat. Acolo ne-am refugiat la o mătușă, care înfiase o soră de-a mamei, mai mică, Sofia, cu gândul că se vor limpezi apele și vom ajunge din nou acasă. Mama, pe lângă ce ați enumerat dumneavoastră, n-a uitat să-și pună în bagaj cămașa de mireasă și basmaua hobătul. Sunt acele basmale mari care se învelesc miresele. Nu știu ce a fost în sufletul ei când l-a pus. Eu le am acum în zestre mea, le mai îmbrac așa rar, dar cămașa este cu mărgeluțe și se cam pierd și am grijă cum mă îmbrac. Asta ar fi trebuit să îmbrac la această întâlnire deosebită. Dacă n-aș fi avut puterea și de la mama care mi-a... O am pe mama în imagine, fiind copilă, ne aveam una pe alta, nu mai știam dacă tatăl meu trăiește. El a rămas prizonier la ruși mulți ani, nu mai știam dacă trăiește. Și, dar mi-au rămas în imagine așezat în genunchi, stătea, nu-i auzeam vorba, se ruga în felul ei, dar când se ridica, fața era scăldată în lacrimi. Numai sufletul ei știe, dar Dumnezeu citește sufletul fiecăruia dintre noi. Ce amintiri, ce viață! Mulțumesc! Casa în care ați ajuns să locuiți în Bucovina nu avea nimic din bogăția celei în care v-ați născut. Ați descris-o ca fiind o casă foarte mică, cu un ochi de geam, cu un pat și cu o sobă improvizată. O casă care era mereu inundată de pârâul din apropiere.
Copilăria, știu că v-a fost marcată de anii de război, de seceta și de foamea ce a urmat, vă citez, nu se făcea nici lobodă aia sălbatică din cauza secetei, aveam în vecini o familie cu mai mulți copii și nu aveau ce să le dea mâncare. Amestecau făină cu cenușă și le făceau mămăligă. Puneau pernele în geamuri ca să pară că e noapte, pentru că se știa că noaptea nu se mănâncă, iar un copil a și murit. Da. Sărăcia din vremea aceea v-a obligat ca împreună cu mama să munciți cu ziua pentru mâncare. Jucării nu aveați, așa că vă confecționați singură păpuși din prosoape rulate, prinse cu o băzmăluță. Vă citez. Am trăit într-o sărăcie de nedescris. Am învățat de mică să torc, să cos, să prășesc. Nu am nici măcar o fotografie din copilăria mea pentru că nu ne permiteam. Mă întreb cât de mult v-au afectat toate aceste lipsuri din copilărie. Urmează întrebarea. Ați plâns mult când erați copil? Nu știu dacă am plâns, dar nici nu am dat pe din afară râzând să mă bucur. Dacă puteți să mă credeți, perioada. Niciodată n-am putut cere să-i spun mame, mă doare sau vreau, dă, îmi place ceva, fiindcă n-a răbdat de foame, dar niciodată nu mi-am exprimat o dorință să vreau ceva. Vreau să spun că soția de la Vicu eu am numit-o cât o cutie de chibrituri, pentru că casă mică, o singură cameră, tinda care face legătură cu podul, și era o cămară, o cămară pentru diverse produse care sunt. Când am venit noi, ne-am refugiat, s-au scos toate acele așa și s-a făcut o sobă și un pat, o brilt, deci un gemuleț mic, acolo mi-a fost, acolo am stat cu mama. Deci și părâul nu ne era pe lângă căsuța noastră, aceea, eu ziceam căsuța de la baltă, pentru că rest era fără apă, dar când ploua trebuia să ai grijă cum treci și era acea baltă activită cu răchiți. Ceva, să vă spun ceva, dacă mă întrebați ce am mâncat ieri, nu știu. Dar dacă mă duceți în copilărie, vă spun și ce forme luau nori pe cer. Mulțumesc. O amintire aparte din copilăria dumneavoastră este legată de momentul când în sat veneau ajutoare de la americani pentru familiile care aveau prizonieri în Rusia. Și pentru că tatăl dumneavoastră era ostatic în lagărul de la Baku, primeați cutii cu alimente în care era și ciocolată. Ca să vă ajungă cât mai mult timp, mama o drămuia și vă dădea o singură bucățică de ciocolată pe zi. Vă citez acum, mă ascundeam într-un colț sau fugeam în păpușoi și ore în șir atingeam doar cu limba bucățica de ciocolată. Mă rugam lui Dumnezeu să nu se topească așa repede, să nu-i pierd gustul. Ați spus ulterior că nu ați mai regăsit niciodată gustul acelei ciocolate, deși l-ați căutat toată viața. Urmează întrebarea. La ce visa Sofia, fetița săracă din Vicovul de Sus? Nu permiteam nici să visez, dar legat de acele întâmplări spuneam, mama, mi-e foame. Dar mama spunea, acum ai mâncat Sofioara, așa mă desmerda. Dar nu, mi-e foame de ciocolată. Că știam că mai există o rezervă. Îmi dădea cât unghii atâta o bucățică, mergeam și, într-adevăr, stăteam ore în șir, să o gust așa cu limba pe bucățică să dureze mai mult. Vreau să vă spun, am povestit această poveste și mi s-au trimis din Elveția, din Germania, din Belgia, unde sunt acele mari fabrici cu ciocolată. N-am găsit nicăieri acel gust de ciocolată. Nicăieri. Da, sunt amintiri, m-a spus, retrăiesc. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Continuăm și mergem cu prima întrebare roșie. Pe tată dumneavoastră, Gheorghe Fusa, l-ați cunoscut abia când erați în clasa a doua. Am spus mai devreme că plecase pe front și ne-ați spus că aveți un an când tata a fost înrolat. A fost
luat prizonier, nu știați dacă mai trăiește, nici cum arată, așa că la întoarcerea sa v-ați privit, părintele, ca pe un străin, vă citez acum: am venit de la școală și l-am văzut pe tatăl meu, care era îmbrăcat în militar. Mi-a spus: hai la tata. Nu prea îmi venea să mă apropii, era un sentiment tare ciudat. Mama mi-a zis: du-te, că e tata. Nu-l știam. Tatăl dumneavoastră s-a angajat apoi la o fabrică de cherestea, iar situația materială a familiei s-a îmbunătățit. V-ați construit o nouă casă în altă localitate, în Vicovu de Jos, și ați povestit că tata nu a ezitat să vă implice în munca de șantier, vă citez: aveam două găleți imense cu care căram apa de la fântâna fabricii și cu care urcam un delușor destul de abrupt. Aveam 10-11 ani, iar dacă din întâmplare mai vărsam apa din găleți, tata mă făcea cu ou și cu oțet că-s adormită. Tot tatăl dumneavoastră v-a interzis să purtați cămăși cu sute în culori vii la horele din sat, și aș vrea să știu dacă în timp ați reușit să vă apropiați de tata, în ciuda felului său strict de a fi. Urmează întrebarea roșie. Ați învățat să vă iubiți tatăl? O, Doamne, vreau să vă spun, tatăl meu a venit marcat. N-a povestit niciodată cât a suferit și cum a fost. Probabil că au rămas răni deschise, care nu suporta să audă cântând. Probabil că l-a urmărit tot timpul necazul care l-a dus acolo în lagăr. E adevărat că spunea: o fată necăjită ca tine, nu e normal să poarte cămăși înflorate. Tu trebuie să mergi, ești o fată săracă, necăjită, deci cu altițe, dar cu mătase crem sau alb. Tatăl meu, vreau să vă spun că nu, n-aș fi dorit să fiu ca și tatăl meu. De ce? Era omul foarte corect. Putea la vecinul să curgă lapte și miere, nu l-i interesa. Dar dacă îi luai cât e negru sub unghie de munca lui, era neiertător. Și cred că așa e normal. Așa e firesc să fie. Vreau să vă spun că măritată eram, de acum aveam băiatul, și tatăl meu spunea: tu ești femeie măritată. Asta nu-i meserie, să umble prin lume. Da. Dar eu zic că nu l-am făcut de rușine. L-am iubit și l-am admirat foarte tare. A fost un om foarte demn. Mulțumesc. Mergem mai departe. Despre anii petrecuți în lagărul în care tatăl dumneavoastră a fost luat prizonier, știu că au fost o povară grea pentru el, ne-ați spus chiar mai devreme. Știu că s-a întors acasă profund marcat de tot ce a trăit acolo, într-atât de marcat încât în casă înțeleg că nu mai suporta veselia, nu mai suporta niciun fel de zgomot. Iar pentru dumneavoastră, atitudinea tatălui a reprezentat o suferință în măsura în care nu vă lăsa să cântați în casă, motiv pentru care doar când mergeați la prășit și erați departe de el, puteați cânta. Tata nu a fost de acord nici să urmați o carieră în muzică, vă citez acum: tata a plecat nemulțumit că fata lui cea mare cântă. Îmi spunea că meseria mea nu este pentru o femeie măritată. A fost la spectacole, dar considera că nu ar fi trebuit să cânt. Aș vrea să-mi spuneți de ce totuși nu ați ținut cont de sfatul tatălui dumneavoastră și cum a reacționat acesta atunci când ați decis să vă croiți acest drum în muzică. Urmează întrebarea. A fost vreodată tata mândru de dumneavoastră? Oh, da. Da, pentru că ne sprijineam cumva, l-am înțeles, i-am intuit suferința. Într-adevăr, nu vroia să audă cântând pe acasă, și așa erau vremurile, o femeie măritată la casă, e cu bărbat, normal să stai acasă, nu să umble leura, fleura, cum se spune în Bucovina, prin lume. Deci tu ai băiatul, trebuie să stai, să le duci, să-l pui la punct. Tu umbli așa. Da. L-am iubit foarte tare. Dacă ar fi să mi-a povestit mama,
tata seara și lua câteva mere și le curăța și era pe seară, dacă mai eram cunoscută ca și cântăreață. Și au trecut doi cetățeni veniți de prin Banade, undeva, plecau la Putna, cred, la mănăstire, și-au oprit, bună seara, bună seara, aici stă Sofia Vicoveanca, tata, cum așa spus, nu, aici stau eu, se întoarce, da, e fata mea. Deci cam așa, foarte demn. Mulțumesc, continuăm. V-ați descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, în anii petrecuți acasă, la Vicovul de Sus. Mergeați cu mama la toate sărbările din sat, de unde ați și învățat primele cântece. De acolo și până când ați urcat prima dată pe scenă, a fost însă cale lungă, pentru că odată cu întoarcerea tatei, au venit pe lume frații dumneavoastră mai mici de care a trebuit să aveți grijă. Vă citez acum. Eu am terminat 7 clase și am zis să mă duc să fac liceul pedagogic din Rădăuți. Și mama a zis, nu te duci, lași pe anul viitor. La anul nu s-a mai putut. Cea care v-a încurajat să vă urmați pasiunea pentru cântec a fost mătușa Saveta. Citesc din nou. Mătușii îi dădeau lacrimile când începeam să cânt. Ea mi-a spus așa, tu trebuie să pleci, să nu duci viața la coada sapei. Așa că la 17 ani am venit la Suceava, la o altă mătușă, Severica. Ea mi-a fost ca o a doua mamă. Acolo, la Suceava, a început drumul dumneavoastră în muzică. Inițial știu că ați ratat primul examen de admitere în ansamblul Ciprian Porumbescu, dar mătușa Severica v-a ajutat și a pus o vorbă bună și așa ați ajuns să faceți parte din brigada artistică a Casei de Cultură din Ițcani. A fost primul dumneavoastră pas în cariera de artist. Aș vrea să știu dacă determinarea aceasta de a avea o carieră în muzică a fost calea de a scăpa de sărăcie sau pur și simplu muzica a fost o pasiune atât de mare încât ați simțit că trebuie să o urmați cu orice preț. Urmează întrebarea. V-a salvat cântecul de la sărăcie? În primul rând aș lua mătușa Saveta, sigur, ea neavând copii, deci soțul ei, frate cu tatăl meu, și împreună au făcut, au fost prizonieri în lagăr. Cumva s-a realizat prin mine. Ea a spus, tu pleci. Ea a rezolvat toate drumurile, unde mergem, când mergem. Mama mea, care avea, deci, doi frați, sora, care au rămas, era mâna dreaptă, doar nu i-am alăptat pe acești prunci, în rest aveam grijă de ei. Sigur că îi pleca ajutorul de lângă ea și sigur mi-a fost mulțumită, dar în momentul când a văzut că m-am hotărât să plec, a spus, ai grijă să nu vorbești mult, să nu râzi tare, să nu uiți dacă cineva numai printr-o privire te-a îndemnat și ți-a dat dreptate, să ai grijă să nu uiți niciodată, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare clipă. Astea erau sfaturile mamei. Mătușa Saveta mi-a schimbat destinul. A fost prima care a intervenit în destin. Am ajuns, într-adevăr, la Suceava, mătușa Severica, pentru că eram obișnuit, era în lumea satului, dădeam bună ziua la toată lumea pe stradă. Și zicea mătușa, aici la oraș nu se dă bună ziua la toată lumea, numai la cei cunoscuți. Deci a avut grijă și m-a format cumva pentru în lumea orașului să trăiesc. La Ițcani am fost, într-adevăr, la brigada artistică și am cunoscut acea relație dintre public, cântec și public. Eram la început. Orice început începe fără lumină și fără experiență. Dar ce totul se adună. Și nu mi-ați răspuns la întrebare. V-a salvat cântecul de la sărăcie? Păi, dacă eu în toamnă fac 62 de ani de cântec, ce ziceți? Vă mai dau timp. Da, da, mă sufletește. Mă sprijin pe cei care mă urmăresc. Acum mi-e foarte greu că toți acoperiți numai ochii, le văd. Dar nici ochii, pentru că am un an și ceva de când nu mai cânt. Dar n-am stat degeaba nici în perioada asta. Da, m-a salvat cântecul. Mulțumesc! Aveți 17 ani.
când a susținut primele dumneavoastră spectacole organizate în diverse întreprinderi și în satele din jurul Sucevei. Banii nu vă ajungeau, dar nici cale te întors acasă la părinți nu mai exista. Vă citez. Odată plecată din sat, nu mă mai puteam întoarce pentru că însemna rușine pentru familie. Dacă ai plecat, dusă ești. Ca să aveți totuși din ce trăi, v-ați angajat la o topitorie de in și cânepă, unde sarcina dumneavoastră era să cărați materia primă în mașinăriile de tocat. Vă citez acum. La un moment dat s-a blocat o turbină și cineva trebuia să intre să o deblocheze. Nimeni nu voia să facă lucrul acesta pentru că era foarte periculos, așa că m-am oferit eu. M-am gândit că nu am pe nimeni, eventual plâng mama și tata. Nu-mi păsa de viață, și am intrat. Este o declarație șocantă și aș vrea să-mi spuneți de ce v-ați pus viața în pericol. Urmează întrebarea. De ce nu vă păsa de viață la 18 ani? Nu avem 18 ani. Eu de acasă am plecat la 16 ani, pentru că la 18 ani am intrat la ansamblu deja. Deci 17 ani, nici nu aveam, cred că 17 ani când am intrat la topitorie. Pentru că trebuia să mă câștig existența, nu puteam să trăiesc așa. Părinții n-aveau unde să-mi trimită bani să trăiesc. Chiar dacă stăteam la mătușa, aveam nevoie de ceva. Aveam două fuste și două bluze. Atât am avut o perioadă. Ei, sigur, m-a dat la... Când am venit, sigur că au aflat că am gând să cânt, gânduri de a ieși în lume. Și au zis, a, domnișoara, asta nu prea e de muncă. Nu știu. Așa m-au citit ei. Și m-au dat la cea mai slabă muncă, la cea de jos. Cum ați fost, că eram... Până ce a venit cineva la cultură, că erau acele dialog la distanță, niște concursuri pe țară, să mă caute pe mine, m-a întrebat, dar pentru că era praful de la IN, așezat pe față și tot, nu m-a cunoscut. S-a dus unde este... șeful de secție, l-am arătat, domnul Vătămaniuc se numea, zice, vreau cu Sofia Fusa, eu așa sunt de la părinți, Sofia Fusa, zice, da, vorbi cu ea. Da, în sfârșit, a văzut în ce condiție muncesc. Într-adevăr, s-a blocat acea mașină, nimeni nu cuteza să intre, urla, se blocase, trebuia să intre cineva să se pituleze, cineva foarte subțirel, și atunci am spus, intru eu. Nu cred că mă bucuram de prea multă simpatie. Și acel domn era domnul Vătămaniuc, nu știu cât mă simpatiza. A spus, legi bine totul și nu faci nicio mișcare. Îți spun mai ce să faci. Trebuie să deslegi inul din niște rotițe acolo și... Vă mai dau 30 secunde. În momentul când am scos cu grijă, a început să urle să-și dea drumul. Dar lumea în jur era transpirată, că nu știai, putea să rămâi, că dacă se prindea în elice, mâna, vă dați seama că ce se întâmpla. M-a ajutat Dumnezeu. Nu am vrut să o fac pe... Că în jur erau oameni căsătoriți, cu familii. Cine putea să intre? Eu eram singură. Da. Dar n-aș lua-o ca o prăvadă. Am zis că întotdeauna cineva are grijă când te arunci în așa ceva. Și am făcut cu dragă inimă. N-am vrut să... Țășnesc. Și de atunci am trecut în altă secție. Deci, dintr-o dată, m-am trecut la selector. Povești. Mulțumesc. Și încă ceva. De atunci, cei de la conducerea fabricii mi-au propus să se făcea pe atunci ce un doi ani într-un an și să merg la facultate, dar condiționat să mă întorc în fabrică, inginer. Eu n-am zis nu, dar știam că nu va fi așa. Gata. Bun, continuăm. După ce, timp de un an, ați cântat doar în corul ansamblului, ați fost aleasă solistă în baza unui examen de admitere, unde ați interpretat cântecul popular Sună codrule din frunză. Ați rememorat acea audiție și vă citez, șeful comisiei de verificare, maestrul Dinu Stelian, s-a ridicat brusc de la masa comisiei și a strigat, iată solista! De emoție, nici nu am înțeles de ce nu mă lasă să termin de cântat. Tremura sufletul în mine... Nu știam ce vrea de la mine și voiam să scap. Emoții și mai mari, înțeleg că ați avut la primul dumneavoastră concert, mai ales că spectacolul s-a ținut chiar în satul copilăriei, la Vicovul de Sus, iar părinții v-au fost alături și vă citesc din nou. În momentul acela nu am mai auzit orchestra și am început cântecul de la mine,
De a trebuit orchestra să se ia după vocea mea. La finalul spectacolului, cunoscuții plângeau de bucurie, iar eu plângeam de necaz. Pentru mine fusese un adevărat dezastru, dar se pare că în sală nu s-a cunoscut atât de tare. Urmează întrebarea. Ați reușit să vă înfrânați emoțiile pe scenă? O, nu. Acum, la vârsta mea, sunt mai prezente ca oricând. Vreau să spun ceva. Eu am intrat în ansamblu, ca în cor. Deci coristă la partida alto. Deci nu aveam glasul de acum, era mai înalt. Și la sfârșit de stagiune, se dădeau acele verificări profesionale. Fiecare să vadă, pentru că la ușă băteau alți. Unii spuneau, dacă nu coristă, măcar solistă. Așa erau. Și fie colegii mei, are din opere, romanțe, gliduri, adică ceva prețios. Eu cântec popular. Și, într-adevăr, era o perioadă când ansamblul ducea lipsă de soliști vocali. Și maestrul din Ustelean a țâșnit, era șeful de comisie și am zis, iată-vă solicita ce vă trebuie pe altcineva. Nu știam ce vrea într-adevăr, dar eu am continuat să cânt în cor. Am repetat două cântece, care sună cotrul de frunză și un cântec de nuntă, din repertoriul meu, deci n-am cântat niciodată din repertoriul altor interpreți. La Vicov, de jos, de acum eram stabilit la Vicov de jos, tatăl meu era la fabrică, deci făcusem casă nouă. Orchestra era în fosă și nu mi s-au dat ritornelile cum ar trebui, ci mi-au dat un acord de emoții și de cum eram eu prinsă. N-am auzit acordul și am luat-o de unde m-a trăsnit. Dar orchestra s-a... Sigur, pentru mine a fost dezastru, mătușa sa Veta. Tași că celelalte murdișudă, dar tu... De ce plângi? Să nu plângi. Da. Cam așa. Mulțumesc. Mergem mai departe. Acum. Înțeleg că în tinerețe ați frânt multe inimi. La doar 12 ani, cel care v-a furat un mult sărut a fost Vasile, un tânăr care lucra împreună cu tatăl dumneavoastră la fabrica de cherestea. Nu doar că l-ați respins, dar ați și taxat dur pentru îndrăzneală. Vă citez, ne-am întâlnit la o nuntă. M-a luat la joc, m-a tras într-o parte și m-a sărutat. L-am răsplătit cu doi pumni. Apoi, la 16 ani, mama a vrut să vă căsătorească cu un flăcău de la munte. Nu v-a plăcut nici acesta. Ați spus că purtai țar de lână și v-ați amenințat părinții că vă sinucideți dacă vă mărită cu acel băiat. Cu totul altfel înțeleg că a fost povestea întâlnirii cu soțul dumneavoastră, ziaristul Victor Micu. L-ați cunoscut la Suceava când el venise într-o delegație. Vă citesc din nou. Aveam vreo 24 de ani și el era cu 10 ani mai mare decât mine. De la a doua întâlnire, el mi-a propus căsnicie. Iar eu voiam să-mi facă curte, să-mi citească stelele. Nu l-am plăcut. Am fugit de el, dar s-a ținut scai de mine. În sfârșit, până la urmă, a fost al meu. Am remarcat un lucru rar pentru vremurile acelea. În ciuda faptului că părinții au dorit să vă măritați cât mai devreme, v-ați căsătorit abia la 27 de ani cu bărbatul care v-a plăcut dumneavoastră și nu la 16 ani, așa cum își doreau, am înțeles, părinții. Urmează întrebarea. Sunteți o femeie modernă? Ceea ce mi se potrivește firii mele, sigur. Adică trebuie să ne adaptăm vremurilor. Dar nu renunț la a avea bun simț, de a mulțumi celui care cândva te-a sfătuit de bine. Sunt lucruri care eu nu renunț la așa ceva. Da, a fost un gest de femeie modernă să vă măritați cu cine v-a plăcut, când v-ați dorit. Să vă spun ceva, cred că soțul meu a simțit cu cine este de vorbă. Pentru că, într-adevăr, de la a doua, a treia întâlnire, eu sigur vreau să citesc stele, nu știu ce vreau eu. Normal, să ne cunoaștem mai bine. Așa simțeam eu. A ținut-o pe-a lui și până la urmă s-a adeverit. Într-adevăr, suntem foarte bine informate și cu acel Vasile. Da, a fost un joc de
în sfârșit. Eu cu mama am participat la toate evenimentele satului, și la mormântări, la clăci, la așezători, la nunți, la luarea zestrei. Și toate astea neștiind s-au depus, s-au așezat, s-au adunat în suflet, neștiind că peste timp eu voi da glas lumii. De aici tot repertoriul meu. Frumos, un repertoriu frumos. Mulțumesc, continuăm. Rămânem aici. V-ați cununat civil la Suceava în 1968 cu soțul dumneavoastră, care a acceptat să se mute din București și să vină să locuiască împreună cu dumneavoastră în Suceava. Ați spus așa: am rămas în Bucovina, așa că s-a moldovenizat și el până în unghie. Cununia religioasă ați făcut-o însă aproape 30 de ani mai târziu, tot în Bucovina, la Rădăuți. Ați amânat evenimentul din cauza că soțul era ziarist, iar în vremea comunismului înțeleg că nu avea voie să intre în biserică. Despre soț ați povestit mereu că v-a fost întotdeauna cel mai mare susținător și că nu v-a certat niciodată, vă citesc din nou: el mi-a dirijat lectura, pentru că era pasionat de cărți. El m-a ascultat când veneam din concerte cu vreo supărare. El îmi dădea sfaturi și tot el se ocupa de Vlad cât eram plecată. Mi-a fost foarte aproape și a lăsat umărul pentru ca sufletul meu pus acolo să plângă. Da. Constat că ați avut o relație foarte frumoasă cu soțul dumneavoastră și aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă există anumite reguli care trebuie respectate pentru ca o căsnicie să funcționeze. Urmează întrebarea: cum se clădește un mariaj puternic? Cu încredere, în primul rând, cu multă încredere. E adevărat că n-am putut. Soțul meu avea o rubrică, cum era înainte, fapt divers la Scânteia Parcă, a lui era contrapunct la cotidianul sucevean, Zor Noi, acum Crai Nou. Deci, pilule, cu un scris foarte, creion foarte ascuțit, și erau rubrici foarte urmărite, ascultate, plăcute, citite, dar cei care erau scriși nu pică bine, că omul, știți, când greșește, preferă să plătească amendă sau pedeapsă, care e, pentru că toate aceste date erau luate de la poliție și de la procuratură. Deci nu știu cât era de căutat, citit, dar nu știu, cei care greșeau nu îl plăceau, normal. Ne-am căsătorit așa târziu, într-adevăr, la cununia religioasă. Băiatul meu, aș fi filmat, era student. Deci târziu de tot, că trebuia să o facem și asta. Deci cu foarte mare încredere și cu sinceritate. O să râdeți. Eu nu mă știu sfădi. Mă credeți? Că noi muierile avem mitraliera. Gura să... Eu vorbesc mult, pentru că am în spate tare mulți ani. Dar nu mă știu sfădi și întotdeauna am căutat dacă... Că mai sunt în casă, diverse. De ce te-ai dus, de ce ai luat, de ce n-ai venit, diverse. Căutam, m-am ferit să spun cuvinte tari, dure. Nu trebuia, sau altă dată să-mi spui, cam aici. Am avut foarte mare grijă, tot de la mama am învățat. Ai grijă? Cum ai să vorbești? Așa ai să trăiești. Cam așa. Deci cu vorba dulce. Da. Mulțumesc. Continuăm. De la soacră, înțeleg că ați primit câteva povețe despre cum să vă țineți bărbatul aproape. Vă citez acum. Sophie, așa îmi spunea: tu să nu te necăjești atunci când întârzie bărbatul pe undeva. Te învață mama ce să faci. Faci mămăliguță. Și înainte de a o răsturna, iei atâta cât îți trebuie ție să mănânci. Și când o veni el acasă să mănânce, el vede că tu nu ai mâncat și o să zică: hai să mănânci. Sunteți mamă de băiat. Nu știu dacă i-ați dat și dumneavoastră acelea sfaturi nurorii dumneavoastră, dar sunt câteva sfaturi pe care știu că le-ați dat tinerelor soții, vă citesc din nou. V-ați măritat? Nu vă uitați în telefon și nu căutați în buzunare pentru a vă păstra liniștea. S-ar putea să găsești ceva, o hârtiuță sau un număr și cine știe de unde l-a primit pe linie de serviciu și tu îți faci gânduri negre. S-a adus liniștea. Dacă ai căutat,
ai găsit. Urmează întrebarea. Ce trucuri ați folosit ca să vă țineți soțul acasă? Să vă spun ceva. Soțul meu a rămas orfan de mamă de mic, dar pentru că avea pe fratele imediat după el, medic, a fost la grădina zoologică, tatăl s-a găsit o parteneră, deci o mamă adevărată. Ea, având și copii, a mai apărut după, punea la masă tot vremuri grele și întreba, mama, hai și tu, adică nu erau porții diferite, toată lumea la fel alea. Ori ea nu-și punea nimic, mânca. Și ziceau, hai mamă și tu să mănânci, lasă că eu mănânc mai târziu. Mă rog. Deci un om deosebit, într-adevăr, ea așa mă sfătuia, tu ai grijă, pentru că să nu rabzi de foame, și să... pentru că el unde se duce să știi că nu o duci în acaz. Acolo râd, povestesc, glume, tu să nu rabzi, tu să ai grijă de tine. N-a fost nevoie, pentru că... Da, hai, povestiți-ne! Am avut grijă așa să fie bine. Adică? Eu, fiind omul cărărilor, când a venit și Vlad pe lume, pentru că aici e altă poveste lungă, soțul meu rămânea. Dacă pruncul greșea, rupea foaia și trebuia dintr-o dată să înceapă să scrie din nou. Cu mine era altceva, stăteam lângă el. Și mi-aduc aminte că mergea la grădiniță, l-am prins odată, a venit dimineața, de unde și era legat așa și îi spune, mama, era venit și socrul meu la noi, bine că ai venit, că ăștia fac o militarie cu mine. Și a fost milă, l-am luat în brațe. Da, viața este foarte complicată, în funcție de tine, cum ți-o croiești. Eu vă mai dau un minut și vreau să ne spuneți cum v-ați scris viața de femeie cu bărbat, cum l-ați ținut lângă dumneavoastră. Ce trucuri ați folosit? N-am făcut trucuri. N-am înțeles. L-am ascultat, mi-a dirijat lectura. A fost omul, veneam de pe teren și îi spuneam, îl simțeam că mă ascultă și spunea, ai grijă la ce glume vorbesc de perioada de cenzură. Și nu știm dacă printre colegi nu erau oameni care mai ciripeau. Și ai grijă la ce glumă, la ce banc râzi. Dar n-ați v-ați uitat în buzunare? Nu era cazul. Nu? Nu. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Acum, nu doar că l-ați mutat pe soț cu totul din București în Bucovina, dar l-ați și făcut să-i placă mâncarea tradițională a zonei. Și aici vă spun eu un truc pe care nu văd că n-ați vrut să-mi povestiți. Ați povestit că îl păcăleați și la un moment dat l-ați servit cu o ciorbă cu smântână, deși nu-i plăcea. V-ați așezat la masă și soțul v-a spus pe un ton răstit, citez, ți-am spus să nu-mi pui smântână. N-am pus smântână. Dar ce e alb acolo? Am pus selină, rădăcină de pătrunjel, păstârnac și s-o albit. I-a plăcut atât de mult încât știu că am mai cerut o porție. Știu că sunteți o gospodină desăvârșită. Nu știu. Și sunt curioasă, ce vă place cel mai mult să gătiți? Urmează întrebarea. Care este rețeta culinară preferată a Sofiei Vicoveanca? Ah, nu, altceva. Trebuie să completez ceea ce v-am povestit, a spus dumneavoastră. Ziceți. Pentru că, într-adevăr, soțul meu venit la București, el spunea, aici, în Bucovina, ați smântână peste tot. Nu știu ce nu bagi smântână. Te rog, borșul mie, ciorba, să mi-o lași limpede. Sigur, eu știam ce gust are la el în farfurie și știam ce am eu. Și într-o zi am pus în toată oala, am pus smântână. Și am amestecat. Bine. Cu ton răstit, am spus, dar nu am pus smântână. Pe același ton și eu. N-am pus smântână. Dar de ce e albă? Că am pus, cum ați zis, noara nevastă. Mănânc. Wow, ce bună, numai de asta să-mi faci. Vă jur. Toată viața, că atât, el n-a știut că a mâncat smântână. A plecat în altă lume și el n-a știut că a mâncat ciorbă cu smântână. Ce fel de om sunt eu? Deci trebuie să ai grijă. Dacă ai spus un ceva, păstrează-l. Așa să fie. L-ai dat pe cei aparte, nu te mai crede chiar când spui pe bun, da. Cam așa am fost. Da, și acum, de când sunt sigură, că iată, în aprilie se fac 20 de ani de când a plecat din această lume,
poate că mai bună, nu mai gătesc eu. Pentru că n-are rost. Merg pe minuturi, sandwich-uri, știu, și de două ori mână pe zi. Deci dimineața pe la vreo 10-11 și după masă pe la vreo 5, cam așa este. Cam așa, nu mă... Dar asta nu înseamnă că nu-mi bucur sufletul cu ceva. Cu ce? Bucurați în șpanul nostru. Un cappuccino îmi place. Așa? Da, ouăle moi, fierte moi, ce mai, nu știu, brânză cu smântână, cu mămăliguță, tot smântână. Și alte lucruri, ciorbițele. Ceva cu ciocolată? Da, ciocolată așa că îmi dă forță. Așa, dar să știți că nu-i ciocolata din copilărie. Știu. Și nu, nu tare multă ciocolată. Da, mai ciuclesc, îmi place, să mă îndulcesc viața, îmi place. Mulțumesc. Numele dumneavoastră are o poveste aparte. În acte, numele de fată, ați spus și dumneavoastră, a fost Sofia Fusa, un nume de familie care nu avea rezonanța unui nume de artist, așa că directorul ansamblului Porumbescu v-a propus un nume de scenă, vă citez acum, el a zis Sofia de la Vicov, apoi mi-am zis Vicoveanu, dar sunt foarte mulți de Vicoveanu, așa că am spus Vicoveanca. Decizia de a lua un nume de scenă înțeleg că nu i-a picat prea bine tatălui, da, care a crezut că vă era rușine cu numele lui. Da. După căsătorie, la fel de nedumerit a fost și soacra dumneavoastră, care nu a înțeles de ce nu luați numele soțului, și anume Micu. Singurul om, am înțeles că v-a susținut întotdeauna și care v-a ținut partea și aici, a fost soțul dumneavoastră, da, care le-a explicat tuturor că... Un artist. Da, Sofia Vicoveanca este numele dumneavoastră de cântăreață, că așa vă cunoștea publicul și că așa trebuie să rămână. Aș vrea să știu dacă acest nume al zonei din care proveniți v-a adus o responsabilitate în plus față de oamenii locului. Urmează întrebarea. V-ați făcut datoria față de bucovineni? Pentru că repertorul meu este numai de acolo, cules. Și în repertoriu găsiți de la leagăn până la moarte tot ce doriți. Și de scântec, de dragoste, nu știu dacă se prinde, dacă îl spun. Până a venit pruncul pe lume, eu cântam, aveam glasul mult mai înalt. Nu aveam... Știm. Da, așa, ca să nu vă iau din întrebări. Eu cred că, în primul rând, mi-am făcut acolo o căsuță. Am o căsuță. Căsuță, pentru că ce în jură mea este o căsuță. Și am pus mult, am multe costume. Este o expoziție. Nu, muzeul este prea pretențios, nu știu cuvântul ca să zic muzeu. Cu multe lucrușoare care le-am purtat, care nu mai pot fi îmbrăcate, că sunt uzate. Și cine mi-a dăruit, tot foarte vechi, orică s-au desfăcut mărgele la o mânecă sau și-am avut grijă să pun parte peste parte ca să nu se vadă că lipsesc. Adică lucruri care nu le mai purtau. Să știți că în fiecare gospodărie, gospodina, lada de zestre, există un ceva. De la bunica, de la cineva, că este o băsmăluță, că este un prosop, o catrință, o cămașă, așa, amintire. Am acolo niște, am de acum vreo 300, dar 300 de, pentru o evidență, că este un prosop, că am este o prosop. Am întrebat dacă v-ați făcut datoria față de bucătărie. Eu cred că da, faptul că mi-am făcut acolo căsuță și sunt între oameni, cred că ar trebui să-i întrebați pe ei. Cel mai bine. Mulțumesc. Aveți un port popular în care ați integrat două elemente cu care toată lumea vă asociază. O trăistuță pe care o purtați mereu pe scenă și un șirac de mărgele, asemenea celui pe care îl purtați și în această seară, care vă îmbracă gâtul. Fiecare înțeleg că are o poveste anume. Ați început să purtați margele după ce le-ați admirat la o țărancă din Cernăuți, vă citez acum. Multă lume spune că eu probabil am o operație pe undeva. Nu am operație, așa îmi place mie cu margele. Cât despre trăistuța țesută, aceasta conține pe lângă agrafe pentru păr, o casetă cu farduri, o oglinjoară și o bancnotă de 10 lei, care are și ea povestea ei.
Știu că păstrați și astăzi bucata de pânză în care stăm. Cei 10 lei sunt aici. Vreau să vă spun că spectacolul a avut loc, nu era campanie, dar probabil că primarul din acea localitate, eu sunt angajată la Rapsozii Botoșanilor. Deci am plecat de la ansamblu, la... e o întreagă poveste. Viața mea este o întreagă poveste. Puțin. Să vă pun întrebarea. Scuzați. Aveți bancnota așa de seară cu dumneavoastră. Da, sunt amprentele omului și al meu. Urmează întrebarea. Ce ritualuri aveți când urcați pe scenă? De-aia am și povestit pe, la multă lume, am sfătuit, aveți grijă dacă mergi, vreți să vedeți un actor, un artist, un cântăreț, înainte de a intra în scenă, să se desfășoare în fața publicului, lăsați-l un pic. Poate se roagă, poate că își repete ceva, pentru că noi intrăm în examen. Uneori nu ești în formă vocală, alteori îți plânge sufletul, te doare ceva, ești om. Cei din sală n-au nicio vină că tu ai o anumită problemă. Deci trebuie să treci peste toate aceste lucruri. Deci nu-l sufocați, lăsați-l un pic în pace, înainte de a intra. Asta este o regulă mea și eu încă mai ceva. Mă duc la probă de microfon așa, și rog pe cei de la sală să-mi lase câteva rânduri lumină pe public. Nu lumină albă foarte, dar să deslușesc puțin chipul oamenilor. De ce? Rândul meu sunt și eu spectatoare. Și mă las purtată de ce se întâmplă pe scenă. Că e actor, că e cântăreț, dacă e de râs, râd, dacă e de plâns, plâng. Adică sunt omul care nu fac exact ce mă rădă respectivul artist. Eu cântând, cât de cât să mă bizui, privindu-i, nu fixez pe nimeni anume în sală, dar să văd dacă l-am prins sau se gândește și mănâncă mâine. Că îl simt. După poziția corpului, după cum privește, îl simt dacă mi este alături. Nebunii. De mare. Și vreau să vă spun, dați-mi voi cu acești 10 lei. Vă dau. Într-adevăr. Vă dau timp suplimentar. 30 mulțumesc. Deci, sala era toată încărcată cu bunătățuri. Nu era campanie. Probabil că primarul avea o pomenire. Nu știu. Am cântat, era pe 22 septembrie, băieții mi-au început cu mulți ani trăiască, că a doua zi era ziua mea, am uitat de ziua mea, mă rog, m-am întors către ei, ce faceți, ei râdeau, am cântat și în final a intrat domnul primar cu flori pentru tot colectivul. Eu n-am ieșit din scenă, dar prin spate a intrat un bătrânel și vine și s-așează așa, mă trage mâine, că zic, Niata, ai cântat cândva la fata mea la nuntă. Și îmi lasă ce, ce e ce? Să-ți cumpere o șocolată. În momentul ăla, m-am plecat. Am rugat, domnul primar, permiteți-mi, dați-mi vă rog microfonul, l-am întrebat. Gest nepoliticos. Oameni buni, uitați-vă, domnul mi-a adus 10 lei să-mi cumpăr o ciocolată. Vă jur, cred că dumnealui are mai mare nevoie de banii ăștia decât mine. Dar vă jur, cât voi trăi, acești bani nu vor fi, vor rămâne între istuța mea toată viața, cât voi trăi. Și dovadă că sunt aici. Deci amprenta omului și ale mele, că sunt, i-am pus acolo. Am avut nevoie, să știți, că se mai întâmplă să rămân fără pâine în casă. Nu mi-am luat. Mi-am făcut mămăliguț. Cred că o faceți foarte bună, mulțumesc. Continuăm. Când ați rămas însărcinată, vă așteptați să aduceți pe lume o fetiță, pentru care aveți deja și un nume pregătit, un nume de floare, sunt Ziana. Dumnezeu a avut un alt plan pentru dumneavoastră și v-a dorit un băiat. La nașterea lui Vlad s-a produs o schimbare cu totul neobișnuită în glasul dumneavoastră, ați spus puțin mai devreme și v-am oprit eu, vă citez. Odată cu venirea pruncului meu pe lume, mi s-a schimbat realmente vocea, mi-a coborât glasul, a devenit grav, de femeie matură. Dacă până atunci umblam cu codiță, cu flori în păr și catrință scurtă, noua voce m-a determinat să aduc costumul bătrânesc de la munte. Bazma neagră, ciucuri, catrință lungă, opinci. M-a părut astfel când nimeni nu era îmbrăcat așa. În aceste condiții știu că ați fost nevoită să vă schimbați stilul muzical și ați introdus în repertoriul dumneavoastră doina și cântecul de jale. Urmează întrebarea.
Nașterea copilului va schimba destinul? Total. Să vă spun ceva. Aveam câțiva ani de căsnicie și numai nu apărea pruncul. În 70 a fost prima nenorocire în țară, prima mare inundație în Ardeal. Și atunci s-a văzut generozitatea românilor. Au sărit cu bani, cu produse și s-a făcut o listă cine dorește să fieze un copil. Și m-am sfătuit cu bărbatul meu și am spus, hai să-mi fiem o fetiță, de vreo 3-4 ani. M-au și întrebat dacă o vreau blondă sau brună. Am spus, nu, eu trebuie să văd dacă sunt bună mamă. Am fost a 24-a pe listă și singura familie fără copii. Mama mea, Dumnezeu să-i odihnească sufletul încercat, a spus, tu nu știi că pe-a tău îți vine să-l trântești de tăți păreță câteodată, da, pe unul străin. N-am luat-o în seamă. Dar nu s-au mai dat copii. Ceaușescu a avut grijă că mine, leagăne, că alți copii și-au găsit părinții. Dar eu la o lună am simțit că voi avea pruncul meu. Deci este un prunc dăruit. Și atâta l-am zăpăcit pe bărbatul meu spunându-i, o să fie o fetiță. Nu era o ecografie pe atunci. O fetiță cu fundă mare și fusiță scurtă, să vadă chiloțelul alb. Sunt zâiană. Și pentru că eu știam perioada și am simțit că pruncul meu nu mai are acel nerv, acea mișcare. Și m-am dus și m-am internat pentru a naște, pentru că deja eram imensă. Întâi intra burtică și după 5 minute intram eu. Și a venit soțul meu, mă rog, mi-a dus când naște. Nu știu, că nu mă doare nimic. Am venit medic și a spus, hai, merge, dar nu mă doare nimic. Și cu perfuzii, cu nu știu ce, 4 kg și jumătate. Și spune, iată și gospodar, ai, au apărut pepelea, deci nu sunt Iana. Dar dintr-o privire, mi-a arătat pruncul, dintr-o privire am numărat degetele la mâini și la picioare. Asta este o mamă. Și a sunat asistenta la soțul meu, era cap limpede de la ziar. Și a spus, domnul Micu, aveți un băiat. Nu, că nevastă mea aduce o fetiță. Aveți un băiat, mă rog. Cam așa. Povești. Dar care îmi încălzesc sufletul și mi-a coborât glasul. Mai sunt întrebări? Vă mai spun aici cu glasul cum s-a întâmplat? S-a terminat timpul, da. Da. Reluăm. Mulțumesc mult. Întrebare roșie. Băiatul dumneavoastră, Vlad, a urmat școala de muzică, dar pasiunea lui a fost pentru imaginea de film. Pasiune pe care, de altfel, și-a urmat-o. Astăzi este un bărbat de 50 de ani și este director de imagine în cadrul televiziunii publice. Știu că aveți o legătură foarte apropiată cu fiul dumneavoastră și încă de când era el mic. Vlad, știu că a trăit din plin ce înseamnă să ai o mamă artist, cu o mamă mai tot timpul plecată. Știu că v-a așteptat cu nerăbdare să vă întoarceți de la concerte și când ajungeați acasă, Vlad se prindea de gâtul dumneavoastră și ar fi vrut să nu vă mai lase să plecați, vă citez acum. Lăsam bagajul tot și îi ziceam, vino în brațe la mama. Până la 8 luni l-am alăptat, după care l-am dat la mama. Știam că acolo nu o să rabde de foame, că nu o să fie neglijat, că o să fie îngrijit. Dar am pierdut foarte multe din începutul lui, când copilul face șotii. Aș vrea să-mi spuneți dacă v-ați simțit vreodată vinovată că nu ați fost alături de fiul dumneavoastră mai mult timp. Urmează întrebarea roșie. Ați simțit vreodată că v-ați neglijat copilul? Da, am pierdut foarte mult. Primele vorbe, deci n-am reușit să le... Mi-aduc aminte, odată am mers la mama, că mergeam sau venea mama la mine cu pruncul și era mărișor de acum și s-a așezat, era seara, eu trebuia, aveam tren, trebuia să plec la gară și el s-a așezat pe prag și a spus, eu nu las pe mama pe să plece. Sigur că a dormit, l-a luat, l-a culcat, eu am plecat. A trebuit, mama mi-a povestit, mama, dar tot așa mai redus. Vreau să vă spun, pruncul meu n-a făcut școală de muzică, a făcut liceul Ștefan cel Mare din Suceava. Era perioada atunci când a zis el facultatea de particulară. Și a zis bărbatul meu, aici se va face om, vor veni specialiști, profesori și va. Și l-am dat la facultatea de inginerie, ca apoi să-și aleagă el la un an de zile. Eu eram tampon între bărbat și băiat.
Zice, mama, nu mai vreau la inginerie, că tu știi, cu matematica întotdeauna am avut noi probleme. Dar mă duc la imagine film. Era taxa un pic mai mare, că era cu taxă. Eu nu știam dacă pruncul meu în artă, dacă nu ai, într-adevăr, chemare, te doare, te roadă peste timp, dacă ești. Și ca să nu, zic eu, ce hai să faci, tot eu, pe lângă bărbatul meu, și-am spus să-l aduc și pe el în casă, băiatul meu ieșuia, să nu fiu eu singura vinovată. Ce-ar fi să-l lăsăm pe Vlad? Uite ce își dorește să facă. Ce zice? Ai fi de acord? La bărbatul meu. Și el zice, hai să încercăm. Deci am obținut și din partea lui, hai să încercăm. Și nu s-a greșit. Iată-l că este operator. Da. Mulțumesc. Vedeți ce face o femeie? Văd. Pe diplomație. Trebuie. Trebuie. Și puțină și retenie. Da. Continuăm. Ați fost un copil care i-ați dat emoții mamei. Un episod care merită povestit a fost atunci când v-ați îmbolnăvit grav, iar mama a apelat la un obicei ocult ca să vă vindecați. Vă citez acum. Înainte de a veni eu pe lume, am mai avut doi frați care au murit de aceeași boală, de tuse convulsivă. Și la aceeași vârstă m-a apucat și pe mine tusea. Atunci o bătrână a sfătuit-o pe mama, du-te și vinde-o într-o casă pustie, pe geam, pe un bănuț. Mama a urmat întocmai ritualul din bătrâni, iar coincidența a făcut ca dumneavoastră să vă vindecați. Ați povestit că mamei i-a fost inoculată această teamă că vă va pierde încă de dinainte ca dumneavoastră să veniți pe lume. O ghicitoare i-a prezis că va naște o fetiță, dar nu va avea parte de ea. Vă citesc din nou. A fost tot timpul urmărită de acel gând că nu va avea parte de mine. Nu o vedeam niciodată pe mama râzând, dar nu puteam să o văd nici plângând. Am înțeles-o pe mama când am devenit cântăreață, eram omul cărărilor, dar era prea târziu pentru mama, fiindcă acel gând de a mă pierde a măcinat-o toată viața. Urmează întrebarea. A avut parte mama de fiica Sofia Ricoveanca? O, da. Chiar dacă am plecat în lume, mama rămâne mamă. Vreau să vă spun o altă întâmplare. Nici nu știu că ați deschis atâtea portițe și mă tem că nu reușesc ce să dau cel mai bine. O poveste. Am fost în Cernăuț cu ansamblu și când ne-au primit la graniță cu pâine și sare, după obicei, eu le-am spus că nu era voie să comunicăm cu oameni. Erau vremurile de așa natură. Și am spus că nașa mea de botez și verișorii mei sunt la Cernăuț. Și dacă cumva vin să nu care cumva. Și le-am spus că eu m-am născut la Topărăuț. Ei mi-au făcut o surpriză. După, erau vineri, sâmbătă, duminică. Duminică dimineață, la prima oră, au venit cu o Volga, cu mașina, m-au luat și... Știm povestea asta, vorbim despre ea mai încolo. Atunci, nu știu... Mi-a spus întrebarea, am zăvăcit. Dacă a avut mama parte din mama. A avut parte, să vă spun, într-adevăr, că v-a vândut. O ghicitoare din asta a spus, ești groasă, mama nu știe, groasă înseamnă gravidă. Că mama nu asculta poveștile celor care vin să-ți dăm un ban, că să-ți ghicesc. Mama nu se știa că este însărcinată, dar și eu a spus așa, să știi că ai să ai o fată și n-ai să ai parte de ea. Eram deja la Vicov, tată prizonier, am adormit seara, era după o zi de muncă, am adormit în brațele mamei, a venit un bătrân și se zvonise că toți cei născuți de aia parte de granițe vor fi luați și duși în Siberia. Și în momentul când am simțit, m-am trezit, mama hohotea în plâns și mă mângâia și spunea, dacă ea om eu ia, plec și eu, dacă nu mă lasă, ne omor. N-am știut despre ce. Ea a fost tot timpul măcinată de acest gând a acelei zicători, oacheșe. Dar când am început să plec prin lume, și-a dat seama că într-adevăr n-a avut parte de mine. Adică n-am fost lângă ea tot timpul. Da. Mulțumesc. Vă citez acum. Pe acele vremuri, fata, dacă nu avea pământ, era o problemă. Și mama mea mi-a spus că bogăția mea e hărnicia. Să nu-mi stea mâinile în loc și să muncesc, să nu vorbesc mult și să nu râd tare. Fata să fie la locul ei, de cuvânt, de omenie.
Vreau să-mi spuneți cât de util este unei femei să știe astăzi să se gospodărească și dacă aceste sfaturi de la mama v-au transformat în femeia de astăzi. Urmează întrebarea. V-a ajutat în viață modul în care v-a crescut mama? Da. Da. Întotdeauna, pentru că sigur că bărbatul este cel care el gândește-le capul, dar noi gâtul suntem care învârtim și depinde de tonul care îl aduci bărbatului. Te sfătuiești cu el. Întotdeauna există loc de a comunica, de a te înțelege, de a nu... Noi avem, într-adevăr, gură mare. Nu, v-am mai spus, nu mă știu sfădi. Prefer să tac și încă ceva, zic eu că este tot mă cam laud. Simt că dacă cineva... Se întâmplă. În lumea noastră spune nu există acea chimie între două persoane. Dacă simt că nu am o legătură, chiar din lumea cântecului, prefer să ne ocolim, adică nu-i strâng nici ziua ei și nici sufletul meu. Și nu ne întâlnim, ne salutăm fără povești multe. Este foarte important să te cruți și să-ți păstrezi liniștea casei. Să știți că tot de la femeie pornește totul când începe să strâng ceva în casă. Mă iertați. Asta e părerea mea. Mulțumesc. Chiar dacă astăzi fiul noastră este un bărbat în toată regulă, așezat la casa lui, dumneavoastră încă îi spuneți pruncul mamei. Așa îl alintați. Da. Vlad locuiește aici în București, împreună cu soția și cu cele două fiice, iar dumneavoastră la Suceava aveți o relație foarte specială, o conexiune aparte, deși vă despart sute de kilometri. Iată ce spuneți. Vorbim în fiecare zi la telefon, merg și eu la ei în vizită, vin și ei la mine. Atunci când îmi plânge sufletul fără să-i dau de știre, el mereu simte asta și mă caută. La fel, dacă eu îl visez, ăsta este semn sigur că el are o problemă, da. Și atunci mă trezesc din somn și mă rog pentru el. Da. Știu că nu vă dați voie să-l visați pe Vlad, tocmai pentru că ar putea fi un semn rău. Urmează întrebarea. Sunteți superstițioasă când vine vorba de fiul dumneavoastră? Nu știu, sunt semne. Eu mai cred în semne. Semne care nu deranjează pe nimeni. Mai ales acum, de când fiind singură și mai ales singură pentru că n-am mai cântat de un an și singurătatea este urâtă, că până acum mai mergeam prin lume și cântam și când aveam o săptămână liberă eram fericită. Cred în aceste semne și am descoperit de câte ori îl visam pe Vlad, avea o problemă. Și atunci, Doamne, numai pe el să nu-l visez. Da, muncește mult, e o muncă, cunoașteți ce înseamnă, da, cu responsabilitate, cu cât aș vrea mai mult să lucrez cu el, cu atâta mă tem de el. Pentru că era la început, intrase niște ani în televiziune și am mers să filmăm undeva la o căsuță la Vicov de Sus, Podirei, așa se cheamă. Și am găsit o căsuță mică, femeia avea război de țesut, cu covoare, știu să țes covoare. Și a spus, mama, gemulețul mic, soarele era spre a pleca, n-a sfințit, o rază de soare și eu, sigur, eu eram cea cunoscută, eu știam de toate, eram mama. Și spune, mama, hai, de un spus, faci așa ca mine eu. Știi ce va fac ca tine, Dante? Hai să nu pierdem raza aia de soare, hai să facem. Am făcut, întâi cum vă zis el, cum am făcut eu, când am văzut acasă la televizor, am spus, gata, pui, le ocupați pe gură. E și frumos. Da. Mulțumesc. Continuăm. Fiul noastră este la rândul lui tată, de fete, v-a dorit două nepoate, pe Ana Sofia și pe Maria Cădălina. Ați povestit emoțiile prin care ați trecut atunci când la biserică ați aflat numele de botez al primei nepoate. Atunci când erau fetele mici, obișnuiați să croșetați printurne hăinuțe pentru păpușile lor. Vreau să-mi spuneți cât de mult vă implicați în creșterea și educarea celor două nepoate și ce anume din tradițiile moștenite de la mama dumneavoastră le-ați transmis lor. Urmează întrebarea. Ce le învață bunica Sofia pe cele două nepoate? Mamuca, eu sunt mamuca, da. Acum sunt domnișoare, cea mare este în anul 2 la psihologie, deci la facultate. A doua, Maria, Măriuța, e
clasa 11, deci la anul avem, ne pregătim acum online și da, facem și particular, ne pregătim pentru că nu e de glumă, trebuie să ne pregătim pentru viață. Da, ne sfătuim, ne... Sophie, aia mare, când era la liceu, ei din astea care mai... Asta e foarte veche și puse la punct, la fustă sau la pantalon și un coleg a zis în clasă, poate ne șecânți ceva. Și zic, și cum doar un profesor, ce frumos a venit Ana Sofia, pentru că fiind foarte multe fetițe cu numele de Ana și a rămas Sofia, pentru că am spus, tu ai grijă, eu acasă, în lumea satului, lumea îmi spune Sofia, în rest sunt Sofia și să nu te lași să ți se spună Sofia, Sofia, adică nu e rușine, nu vă supărați, mă cheamă Sofia. Și așa a rămas. Da. Și sunt domnișoare de acum, trebuie să mă adaptez eu după ele, ce și cum. Dar rămân, îmi place, ne placem, ne auzim, le mai spun, mă sună și eu spun, dacă e noapte, a apărut soarele. Și ele, mămuca, e noapte, la mine e soare. Mulțumesc! O tradiție pe care știu că ați respectat-o cu sfințenie, pare că s-a pierdut astăzi, erați virgină când v-ați căsătorit. Iată ce spuneți. Au fost toate iubiri platonice. Nu am lăsat să se ajungă la împliniri de alt soi, pentru că voiam să rămână ceva curat. Oricând te revezi cu persoana respectivă, să o poți privi în ochi. Mă întreb ce sfaturi le dați fetelor, tinerelor din ziua de astăzi, mai ales că ambele nepoate ale dumneavoastră sunt majore acum, Ana Sofia, 21 de ani, și Maria Cătălina, 18 ani. Urmează întrebarea. Mai este virginitatea o virtute? Nu știu, alte vremuri, alte timpuri, alte trăiri. Nu putem să dau sfaturi din punctul ăsta de vedere. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, îmi doream să am un prieten, să mă plimb. N-a fost să fie așa. Pentru că dacă soțul meu, el de la bun început, probabil stând de vorbă, și-a dat seama cu cine ar de-a face. Și m-a și plăcut, pentru că eu nu m-am văzut frumoasă. Știu. Dar el a spus, poate că nu trebuie să povestesc acum. Spuneți. Nu m-am făcut mireasă când m-am măritat. De ce? Pentru că în lumea satului, când vii de la nuntă, toată lumea întreabă în primul rând cum a fost mireasa frumoasă. Și m-am temut de așa o întrebare. Și am spus la bărbatul meu, nu vreau să fiu mireasă. De ce? Și spun, dar tu ești frumoasă pentru mine. Ui fi, dar nu vreau. Și m-a înțeles, mi-a fost cu vorbă caldă, dulce, nu cu hotărât, așa, cu pumnul în masă. Frumusețea este alcătuită din mai multe componente. Prin felul de a privi, de a gândi, de a sfătui. Dar sunteți o femeie atât de frumoasă. Frumusețea e în funcție de cum dai din adânc, cum privești. Contează foarte mult. Un zâmbet poți să schimbi ziua unui om, dacă l-ai zâmbit, fără să-l știi cine e. În țările nordice toată lumea zâmbește. N-am simțit că sunt străină. Și nu știu din ce lume vin. Mulțumesc. Presa scrie că sunteți prima interpretă de muzică populară din România care a ajuns în Basarabia după lunga perioadă de blocadă comunistă între cele două țări surori. Aș vrea să vorbim acum despre vizita la Chișinău în septembrie 1988. Primirea de care v-ați bucurat a fost una cu totul și cu totul specială. Au fost 5 zile de concerte cu sala plină, vă citez. Eu cred că acolo a început cântecul meu, în Basarabia. Drama lor a fost și drama mea, a familiei mele, pentru că am fost nevoit să plecăm, să părăsim locurile acelea. Sala a fost mereu plină, mulți au fost de două, chiar de trei ori. Aș spune că acolo a fost apogeul meu. A fost un concert cu o încărcătură emoțională aparte. Orchestra știu că a cântat în lacrimi, iar dumneavoastră ați fost aplaudată îndelung.
Iată ce mărturisea academicianul Nicolae Dabija, citez: Sofia Vicoveanca plutea, nu cânta, era un vis. A fost cel mai excepțional concert pe care l-am văzut eu vreodată în viața mea, o explozie în conștiința noastră românească. Aș vrea să știu care v-a fost cea mai mare dovadă de iubire pe care ați primit-o de la public. Urmează întrebarea: își mai iubesc românii pământul strămoșesc? Păi ei pe mine, pentru că am venit într-adevăr cu un costum de, pe alb-negru, cu basma neagră, cu ciucuri, cam așa era. Acum este în expoziția mea, nu se mai poate spăla, eu cu pânzele pe Iangen, așa. Și am avut grijă și de repertoriu. Sigur, am venit și cu un coleg care a plecat mult prea devreme în altă lume, Silvestru Longoci, care caval și fluier, deci cu instrumente tradiționale din Bucovina. A fost ceva ce vreau să spun în primul rând, că în momentul când m-a sunat Botgros să vin, toată lumea își puseseră antene speciale să prindă, dar eu unde stau la blocul respectiv am un delușor și nici cum câte antene mi s-au făcut n-am prins deloc. Nu știam, știam de ei, dar nu i-au zisem niciodată. Și am plecat cu trenul, schimb de vagon, Vameș, altă limbă, și în gară, când am ajuns la Chișinău, lume peste lume. Nu venea să cred, era o noapte albă, vreau să mă odihnesc. Ne-a întâmplat tot gros, am mers, hai, trebuie să ascultați. Eu prin telefon am spus, uite, aveau discurile mele, discuri de vinil, deci repetăm cu tare, cu tare, cu tare. La sala filarmonicii, când a atacat tot gros un cântec, din călcâi până în vârf a fost un fior și am spus, Doamne, m-am trezit, nu am mai fost somn, n-am mai dormit. Dar eu voi face față? Așa am simțit. Plină de emoții am fost până în ultima clipă și acum, când mi-aduc aminte de ei ceva, când mi-e greu, când apare norul greu, apelez la cele zile trăite în Basarab, la publică de acolo, îi țuc din toată inima. Mulțumesc. Ați revenit pe plaiurile natale, în satul Toporăuți, de lângă Cernăuți, în Ucraina, de astăzi, când erați deja o interpretă consacrată cu ocazia unui concert. Casa unde v-ați născut devenise sediul primăriei și nu mai arăta deloc ca înainte. Vizita nu v-a produs nicio emoție, vă citez: nu am simțit nimic pentru că nu aveam amintiri. Pentru mine era o casă străină. În curte era statuia lui Lenin, la portiță era un scoruș, au rupt o creangă și mi-au dat-o. Uite, ține amintire de la casa ta. La întoarcerea acasă, însă, la Suceava, i-a zdăruit crenguța mamei. Vă citesc din nou. Nu mi-am dat seama ce dramă am declanșat. Mama mea plângea, a refuzat să mai mănânce. Încet și-a revenit, dar nu i-am mai povestit niciodată. Dumneavoastră știu că ați moștenit iubirea pentru pământ de la mama. Ați trăit toată viața în Suceava și nici acum, când sunteți singură și băiatul este aici, în capitală, nici măcar de dragul lui și al nepoatelor nu dați Suceava pentru București. Pe de altă parte, ați declarat recent că v-ați gândit să vă mutați la Chișinău, pentru că acolo vă simțiți ca acasă. Urmează întrebarea: unde se simte Sofia Vicoveanca acasă cu adevărat? Vreau să vă spun că la căsuță, când am ajuns, era sediul colhozului. Ei era totul deschis, birouri, era duminică. Că au venit și, cu Volga și m-au luat. Eu credeam că fac în ciudă colegilor mele, mă duce cu Volga. Ei m-au dus să-l facă surpriză. Într-adevăr, și era turnat temelie pentru nou sediu și statuia lui Lenin. Nu mi-am dat seama, nu mi-au trezit nici, nu aveam amintiri. Deci era totul deschis, erau mai și alte dependențe adăugate. Deci nu era numai căsuța, se mai adăugase ceva pentru birouri. În momentul când mi-a rupt acea crânzcuță de scoruș să aduc acasă amintire, au strânit în mine ceva, au respectat. În momentul am venit acasă, mama era la mine. Vlad avea, cred că, vreo 4 ani. Și spun, mama, uite ce ți-am adus, veselie, parcă n-aveam mințile la mine. Mama, uite, o crânguță de scoruș la poartă. Mama! N-am mai mâncat, n-am mai dormit. Doamne, ce mă fac? O săptămână, mamă, nu, nici cum nu m-am plâns, mama mea a început să slăbească și atunci am chemat medicul.
A venit medicul, a consultat și m-a chemat afară și o doamnă, nu știu, aveți ceva în familie. Dacă nu rezolvați, pierdeți. Vă dați seama, eu eram cea vinovată, că n-am avut minte să... Am apelat la Vlad și am spus, Vlad, când ți-e foame, spui bunică, mi-e foame. Și îi spui așa, nu mănânc fără tine, bunică, cât îmi pui mie, atâta spui și ție. Dar el spune, da, mi-e foame. Te duci la bunica. Pruncul meu a intrat în rol. Nu am mâncat nici dimineața, nici la prânz, nici seara, nici peste zi, bunică cu... Și cu prin pruncul meu, bunica s-a făcut bine, mama mea, și vin odată, era de acum bine, am venit de la servici, am venit de la servici, făcuse mâncare, am mâncat, era bine. Spălat vasele și spune, acum, hai și mi-i povesti ce-i acolo. No, odată greșesc. Cam așa a fost. Și unde vă simțiți acasă cu adevărat? Acolo unde sunt oameni, când sunt aproape, că-l... peste tot. Dacă găsesc omenie și bun simț, te simt. Eu pot să aduc locul de bună ziua peste tot. Mulțumesc. Continuăm. După ce tata s-a întors acasă din prizonierat, familia s-a mărit cu încă 3 copii, 2 frați, Ioan și Constantin, și o soră, Elena. Vă citesc. Vreau să vă spun că pe toți frații mei i-am legănat, numai sânul le-am dat. Pe cei 2 frați i-ați pierdut în 2008 și în 2011, amândoi măcinați de boală. Vă citesc. Au murit unul după altul și ca într-un blestem și la primul și la cel de-al doilea, în ziua înmormântării, eu a trebuit să cânt. Când am ajuns acasă, numai pereții au știut de sufletul și de amarul meu. Aș vrea să știu dacă astăzi, privind așa în urmă, considerați că ați plătit un preț mult prea mare, lipsind de la înmormântarea propriilor frați, și mă întreb, oare ce sacrificii nu merită făcute de dragul meseriei? Urmează întrebarea. Ați regretat că nu v-ați condus frații pe ultimul drum? Pe primul am fost, dar după ce l-am adus, a fost înmormântat, eu a trebuit seara să cânt. Al doilea a fost înmormântat la Petroșan. A plecat sora mea cu nepotul meu, băiatul mare al surorii mele, și eu îmi trimis ce trebuie, pentru că oricum târziu s-a aflat, a plecat cu mașina. Eu aveam de cântat. Vreau să vă spun, chiar la al doilea frate, la Costică, când s-a stins, era un eveniment foarte mare, lume foarte mult. Jur, nu știam un cuvânt, un cântec, nu știam nimic. Și eram după o perdea, pentru că s-a anunțat și acum o surpriză care se prezintă singură și de drumul la negativ. În momentul ăla se declanșează, pentru că de atâta vreme, mă rog. Dar cum? Nu știa nimeni de amarul meu. Cum a ajutat Dumnezeu? Eu sunt obișnuită să pun măsmăluță galbenă, albă, roșie, neagră, în funcție de ce cămașă port. Lumea a ieșit la dans. Deci, în momentul când încep să perechele să se învârte, cu metrele, uite aia cum e îmbrăcată, uite cu cine joacă, uite cum e căptanată, uite cum e... Nu am preluat în seamă. Eu am cântat. Doar aveam un cumătru la acel eveniment și a auzit pe cineva în spate, spune, Sofia noastră are ceva. Nu știa. Documentul meu știa. Am venit acasă, numai pereți au știut. Și la unul și la altul, de amarul meu. Cui să mă plâng? În fața publicului? Mulțumesc. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie continuăm. Dumneavoastră ați fost mereu extrem discretă în privința familiei, însă, în 2012, sora dumneavoastră, Elena, a apărut la televizor cu declarații pline de reproșuri la adresa dumneavoastră. V-a acuzat atunci că ați uitat-o pentru că este bolnavă și s-a plâns că nu o sunați deloc. O citez acum. Mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă dacă sunt sora ei adevărată. Oamenii spun că au auzit că a spus într-un interviu că sunt sora ei vitregă. Cred că îi este rușine cu mine. Poate din cauza modului în care arăt. Știu că nu va pica deloc bine acest scandal pornit în public.
de sora dumneavoastră, dar ați recunoscut totuși că relația cu ea este una mai rece, vă citez. Nu am sunat-o, dar are rost. Lacrimile, dacă sunt, nu sunt din cauza mea. Ea este bolnavă, este un om mai necăjit, nu sunt lacrimile pentru mine. De câte ori mă sună, închideam și o sunam eu ca să nu consume din impulsuri. Ea are familie, eu sunt singură cuc, dar îmi găsesc de lucru. Singurătatea nu mă sperie. Nu mă sună nimeni decât cei care au nevoie de ceva. Aș vrea să știu dacă v-ați simțit vreodată folosită. Urmează întrebarea. Roșie. V-a fost rușine cu sora dumneavoastră? Doamne fer. Doamne ferește. Eu cred că cineva a montat acest lucru ca să vadă cumva între noi ceva. Nu știu cum a găsit-o pe ea. Nu. Suntem ok. Ca să vorbim în... Da, ne sunăm, ne căutăm, ea este mai suferindă, dar nu, s-a întâmplat, a fost atunci, am avut, a fost o neînțelegere mai mult. A fost într-adevăr și cei posturi de televiziune care au pus la cale, asta o pot să jur, aceasta ca să scoată ceva, să scornească, că prea curgea bine pe drumul Sofiei și trebuie să găsim noi ceva. Știți? Și, mă rog, nu știu, cam așa. Continuăm. Un moment cheie în cariera dumneavoastră, despre care ați vorbit foarte rar, a fost întâlnirea cu cea supranumită pasărea măiastră a muzicii românești, Maria Tănase. S-a întâmplat la Ateneul Român, unde dumneavoastră participați la preselecția pentru Festivalul Mondial al Tineretului de la Helsinki. Vă citez. După ce am terminat de cântat, am fost chemată în sală. Mă chemase chiar ea, Maria Tănase. Știu că ați stat de vorbă și mi-a plăcut tare mult să ne povestiți ce v-a spus Maria Tănase. Urmează întrebarea. Ce v-a sfătuit Maria Tănase? Într-adevăr, am venit, eram în turneu cu ansamblu, cu Ciprian Părumbescu, prin Ardeal, am venit la București, la repetiție, cu orchestra, cu Victor Predescu, maestru Victor Predescu, dirijor. Băieții mai fac glume când vine câte o fătucă din asta, mai așa, mai, și mai timidă, mai retrasă. Eu am fost cam un om, nu mă prea ar, acum nu să mai apuc pentru că... Și ea strigă din sală, Victore, lasă fata să cânte! Am știut. Era departe, pe mijlocul sălii, urmărea. De fapt, se știa cine pleacă la Helsinki, dar acest examen trebuia făcut. Și am cântat, într-adevăr, maestrul Victor Predescu s-a conformat, băieții au repetat. Și m-a chemat la ea. Era doamna Maria Tănase. Bucuria mare, norocul meu a fost. Și mi-a spus așa. Eu nu, mâinile ținem la spate, tot din timiditate. Și a spus, e foarte frumos așa să stai cu mâinile la spate. O ținută frumoasă. Eu am avut sprâncenele împreunate. Și ea mi-a spus, ai grijă tot timpul să-ți fața întinsă, să nu te încrunți, că te face mai aspră, nu trebuie. Și mi le-am scos, mi le-am exact. Da. Și când am fost distribuit în filme, îmi trebuiau acele. N-au mai crescut. Deci le-am pensat, au rămas. Da, am avut bucuria. Și apoi a fost o dată la Suceava și am vizitat-o la cabină, după care, nu după multă vreme, s-a stins. Într-adevăr, un om care a făcut cinste neamului și țării românești. Ca și dumneavoastră. Nu știu. Da. Mergem mai departe. Pe lângă voce aveți și condei. Puțină lume știe că scrieți poezii. Vă citez. La mine a fost un prea plin al sufletului care a dat pe din afară. Poeziile mele nu-s de pus în rapt. Sunt de suflet. Sunt o împlinire a mea, un refugiu al meu. Când sunt singură încerc să îmi umplu timpul, să nu la singurătatea să îmi bată la ușă. Am citit câteva poezii de ale dumneavoastră. Și sunt versuri care exprimă tristețe, care exprimă durere și foarte multă sensibilitate. Ați publicat până acum 3 volume de poezii, 4, iar cel care v-a susținut cel mai mult și care v-a încurajat să vă așterniți gândurile pe hârtie a fost, din nou, omul care v-a susținut mereu, soțul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Care sunt cele mai frumoase versuri scrise de poeta
Sofia Rigoberta. Nu îmi ziceți așa. Eu rămân cântăreața. Este un... hai, un refugiu al meu, într-adevăr. Mă regăsesc. Și asta zicea cineva. Scrie-mi o poezie, spune nu știu ce. Câteva versuri? Ne scrie? Ne spuneți? Oare ce să vă zic? Ce vă spune inima? Da. De-aș putea... Așa am intitulat la poezia. Sper să o pot duce până la capăt. Nu am știut că o să mă... De-aș putea în astă lume, aș da noroc la fiecare. Și celui străin din cărare, din inimă la toți, pe bune. Lângă noroc, aș pune mila. Celui flămând să-i dai pâine, căci nu știi ce o să ajungi mâine. Iar din adânc, aruncă sila. Eu aș mai spune și rușine. Degeaba numele ți-l strigi. Prin bunul simț mai mult câștigi. Nu poți lua ce-i dat altuia. Să te smerești. În drumul tău, oricât de sus te vei urca, mereu ai grijă, nu uita, căci sus, sus deasupra-i Dumnezeu. Ce frumos, mulțumesc. Mergem mai departe. O întrebare roșie. Ați spus așa. Cu bărbatul meu nu am trăit o iubire nebună. N-aș putea să zic că a fost nebunia aia de nu-i mai vezi defectele. Respectul, încrederea, comunicarea contează foarte mult în căsnicie. Au existat tentații în afara scenei, de ce să mint? Cărei femei nu-i place să fie curtată, să fie privită și admirată. Am iubit și eu nebunește, dar a fost ceva platonic. Ați subliniat mereu că v-ați respectat întotdeauna casa și mariajul, dar ați spus-o cu mândrie că v-a plăcut să vă știți admirată. Urmează întrebarea. Cum e să iubești nebunește? N-ați trăit așa ceva? Nu cred. Deci intram în scenă și mi se părea că cineva este prezent. Și eram toată fiori, cântec, dăruire. Să știți că nu mi-am păcălit soțul, adică nu l-am. Sunt lucruri în adânc, deși nici acea persoană nu știu că îl plac. Ca să vedeți ce fel de om sunt. Era o chestie a mea. Și, da, și mă hrăneam. Și dacă nu făceam rău, poate mie îmi făceam rău, că sufeream cumva, gândindu-mă că altceva n-a fost. Dar îmi dădea forță, îmi dădea putere pentru scenă. Și apoi, întotdeauna când n-a mai fost nimic, tot bucurie, iubire, zâmbet. Că zâmbetul nu costă nimic și poți să faci ziua fericită a unui om. Așa e. Da. Am iubit. De ce să mint? Da. Și nu mi-e rușine. Dar n-aș știu cine a fost. Poate că dacă mai trăiește, poate că îi pare rău, că nu știu, n-a știut. Nu ne zice și numai un prenume? Nu. Nici eu nu știu. Lasă-i. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. Acum, sunteți o bucovineancă autentică, o femeie care iubește tradiția și folclorul românesc, o femeie care și-a cântat întotdeauna dragostea, dorul, ați cântat durerea deopotrivă. M-a impresionat un lucru. Deși ați cântat toată viața și despre dragoste, nu ați putut la fel de ușor să o rostiți. Cu atât mai surprinzător mi s-a părut când am aflat că dumneavoastră, care și astăzi vorbiți în grai bucovinean, nu le spuneți celor două nepoate te iubesc, ci spuneți I love you. Iar când a fost vorba de soțul dumneavoastră, ați spus așa, vă citez, sigur, ne spuneam și cuvinte de drag, dar sunt lucruri care nu trebuie vorbite. Urmează întrebarea roșie. De ce vă este greu să spuneți te iubesc? Eu cred tare mult în privire, în felul de a se purta cu tine. Spun mai mult decât cuvintele. Acum toată lumea și pe stradă te iubesc. Așa, parcă zici bună ziua, sau du-te, la revedere. Nu știu, sunt om care
ca nimeni altul. Ce mai vreți? Dar îmi place când este spus cu drag. Dar uneori o îmbrățișare, nu știu, când îți dăruiește o floare și îl simți, atunci este mai mult decât ți-ar spune în cuvinte. Dar I love you, de ce puteți? Nu mi-apărține limba. Nu știu. Pentru că nepoatele mele sunt căptușite cu engleza și câteodată mai vorbeam între ele și am pe limba mea greiți, că ele vorbeau între ele. Ia, treceți la limba mea să știu și eu ce vorbeam. Eu știu engleza atât că să nu mor de foame. Pentru că unde am plecat prin lume, sunt invitată de românii noștri care sunt pe lume plecați și n-am... Dar mă descurc așa. Sunt convinsă. Câte un pic. Puteam face și mai mult. Dacă, dar n-a fost să fie. Adică că se putea învăța limba engleză fără profesor. Erau manuale cu așa ceva, adică materiale care chiar soțul meu mi-a adus acasă și o să învață. Da. Bine, mulțumesc. Continuăm. Să știți că noi vă iubim și mie mi-e ușor să vă spun că vă iubim. I love you too. I love you too. I love you too. Vă citesc. Să vă spun că am o boală nouă? Facebook-ul. Înainte nu postam în fiecare zi, doar când aveam chef. Dar, odată, cineva mi-a scris așa pe Facebook: Doamnă, când nu postați, mă tem că ați pățit ceva. Și mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră. Pentru acel suflet, zilnic, eu postez. Că e o urare, că e o poză, că e o poezie sau un cântec. Zilnic. Se vede din aceste cuvinte că vă iubiți foarte mult publicul, că aveți grijă de ei. Acum mi-ar plăcea să ne spuneți cam cât timp petreceți online și ce ați postat ultima oară pe pagina dumneavoastră de Facebook. Urmează întrebarea. Sunteți dependentă de Facebook? Eu mai nou mi-am zis așa, smăritată cu Facebook. Pentru că, într-adevăr, dar de atunci, mai multe lume, știți că faceți parte din familia noastră. Dimineața când mă scol, primul lucru mă uit. Ce-am pus astăzi, de exemplu, ce-am postat astăzi? O întâlnire, stau la sfat cu necuvântătoarele. Deci am fost la o filmare, pentru Revelionul care va veni. Nu de mult s-a întâmplat, cu vreo două săptămâni. La noi încă am mai fost, nu mai e zăpadă, dar a fost zăpadă și am prins, deci cu alaiuri, cu obiceiuri de iarnă, cu căprițe. Și acolo m-am dus la un cal super. Sigur că m-a primit puțin cam așa. Calul? Da, rezervat. Dar eu am început să-l spun. Ești așa de frumos și ți-o pus cărnăfior roșu să nu te dea nimeni și m-am apropiat. I-am dat puțin bretonul la o parte să-i văd ochișorii. M-a lăsat, l-am mângâiat, am vrut să-l țuc. Dar domnul, stăpânul, doamne, nu pupați. Dar l-am mângâiat și în momentul respectiv și-a plecat capul ca într-un mulțumesc. A fost ceva... Mi-am umplut sufletul de bucurie toată. Știți cum? Dacă știi a te comporta, animalele sunt mai apropiate, sunt mai prietene decât... Oare de ce ne-am înrăit atât de tare? Știți, vă spun ceva din lumea satului. Se mai întâmplă să se certe între vecini, dar când de un necaz, parcă sunt născuți în același leagăn, crescuți, vin fără să ceară, spui de ce e nevoie, unde să mă duc, ce să fac... Se ajută. Oare noi, că suntem în necaz, de ce nu ne ajutăm? De ce ne judecăm unii pe alții? Când este un singur judecător, Dumnezeu, de ce? Mă iertați. Mulțumesc. Continuăm. Pe soțul dumneavoastră, de care v-a legat o poveste de dragoste și de prietenie de 33 de ani, l-ați pierdut în aprilie 2001, avea 70 de ani, iar despre acel moment... Ați povestit așa, într-o zi de miercuri, la ora 7 dimineața, soțul meu a început să tușească și la ora 8 s-a stins. Într-o oră. Salvarea a venit foarte târziu. Am fost atât de șocată de moartea soțului meu că nu îmi mai amintesc nimic legat de acele zile. Încă îi simt lipsa. Aveați 60 de ani când ați rămas văduvă și de atunci nu v-ați mai recăsătorit. Ați ales să vă refugiați în amintiri, în muzică și în credință. Și anul acesta se împlinesc exact 20 de ani de când v-ați pierdut soțul. Și mi-ar plăcea să-mi spuneți ce simțiți dumneavoastră acum, ce este în sufletul dumneavoastră. Urmează întrebarea.
ce nu v-ați recăsătorit? De ce? Nu cred. Pentru că eu m-am dedicat drumurilor cântecului. Nu știu cine ar mai avea putere și atâta înțelegere. Că pretendenți au fost. Dar nu le-am dat nicio speranță. Nu mai găsesc un om atât de înțelegător și alături de mine. N-am spus, că ați citat acolo, își lăsa umărul să-mi pun sufletul să plângă. Știa să mă ajute și să mă sfătuiască. Venea la București și când stătea, cât stătea pe la rude, se întorcea acasă, ghem de nervi. Spunea, nu se dezobișnuise cu bucureștean jet-beget. Deci, deja se formase un bucovinean. Era cu liniște, cu pace și asta sunt. Știți ceva? Nu noi hotărâm. Totul este, fiecare om are o poveste croită de Dumnezeu. Așa e. Și eu mai spun așa. El hotărăște când venim pe lume și când plecă. Și mai zic acum, după atât amar și necaz, trebuie să vină și bine. Să ne rugăm lui și să ne smerim. Continuăm. Sunt foarte puțini cei care știu că în luna aprilie, în fiecare an, nu vă programați concerte din cauza unei coincidențe stranii. Vă citez acum. Mama mea, fie iertată, s-a stins în 90, pe 24 aprilie. Vreau să vă spun că de atunci, în fiecare an, în acea perioadă, 3 zile rămân fără glas. Cred că este o legătură între mine și mama. Și a mai fost un moment de grea încercare pentru cariera dumneavoastră. În 2001, tot în luna aprilie, l-ați pierdut pe soțul dumneavoastră. Nu ați mai susținut concerte atunci, ați spus că nu se cade și, în plus, nu v-au lăsat nici sufletul și nici vocea să mai urcați pe scenă cu asemenea suferință. Dincolo de această lună neagră pentru dumneavoastră, luna aprilie, au mai fost momente când ați avut probleme cu vocea, vă citez, dacă mă supăr tare, dacă mă cer, dacă am șocuri sau dacă pățesc vreo sperietură mare, rămân fără glas. Nu știu de ce, urmează întrebarea. V-ați temut vreodată că vă veți pierde vocea definitiv? Nu știu, mi-e teamă atunci când am evenimente și dacă, cumva că nu merg pe playback. Facem în televiziune, studio, pentru că astea sunt condițiile, adică, dar în general eu îmi repet și încă ceva la vârsta mea acum când o fi să fie, dacă o fi, pentru că tot ce a fost anul trecut trece de acum încolo, chiar pentru, trebuia în 2019, deci începuse, nu, în 20, anul trecut trebuia să fie pe 15 august și mă sună cel și zice, doamnă, tocmai în 1922, dar eu zic, da, eu voi trăi, asta prin telefon, dar el spune, trebuie, dacă trebuie, acum am vedea. Dar îmi repet și texte și eu la bloc nu pot cânta, pentru că se simte. Vara mă duc în pădure, eu mașina și mă duc și cânt. Sau să mă duc acum la căsuță, la Vicov, să mă repet, că trebuie, știți, când ne folosim glasul, se atrofiază, sunt cursuri vocale și întotdeauna cei mai folosit se supără. Îmi repet, merg, încă mai cânt. Încă eu, în această perioadă, n-am stat degeaba. Aveam pregătit un material și l-am înregistrat în perioada asta de pandemie. Deci, nu stau locului. Și ca să întreacă timpul, zilnic îmi fac program. Am 130 de ghivece de flori. Apartamentul meu e plin de flori și stau de vorbă. Fiecare floare aproape are câte un nume. De ce? Cine mi-a oferit o floare, dacă a fost bărbat, întreba cum o se numește soția sau drăguța. Ca să pun nume de floare. Mă rog, nebunii! Mulțumesc! Continuăm! Știu că sunteți un om foarte credincios. Ați mărturisit că după ce l-ați pierdut pe soț, singurătatea v-a măcinat mult, dar rugăciunea și apropierea de Dumnezeu v-au ajutat să vă regăsiți liniștea. Ați spus că pentru dumneavoastră rugăciunile sunt adevărate medicamente, vă citez. Am multe rugăciuni pe care le rostesc des, dar două sunt cele mai fierbinți. Una este, Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu-mi lua mințile. Și o alta, Doamne, te rog, mă ajută și mă învață cum să mă rog, cum să mă port, cum să mă smeresc, cum să iubesc, cum să rabd
și cum să iert. Și cât să iert. Urmează întrebarea. Ce l-ați rugat ultima oară pe Dumnezeu? Doamne, ajută-ne, suntem păcătoși. Mulți am uitat de tine, pentru că noi ne-am vrut Dumnezei. Și te rog, ne iartă și ne ajută, pentru că numai tu, numai tu poți face minuni. Asta e rugăciunea mea zilnică. Și mă rog și cred că va fi și bine. Trebuie să fie și bine. Doamne ajută. Mergem cu o întrebare roșie. Ați cântat alături de numere, de nume mari ale muzicii populare. A susținut numeroase turnee, sute de concerte, mii de spectacole și cu siguranță ați legat prietenii cu mulți dintre mari interpreți pe care îi avem. Ați dezvăluit secretul unei cariere îndelungate, vă citez. De fiecare dată când intri pe scenă, tu intri în examen. Uneori îți plânge sufletul, alteori nu ești în formă vocală, dar tu trebuie să treci peste toate aceste lucruri. Așa am gândit și așa fac totdeauna. Orice apariție pe scenă înseamnă pentru mine un nou examen. Și le-am luat pe toate până acum. Dincolo de emoția aceasta care vă însoțește ori de câte ori urcați pe scenă, dumneavoastră ați încercat să vă îmbogățiți repertoriul cu cântece noi, o muncă uriașă pe care tinerii din generația actuală nu o mai fac. Vă citesc din nou. Generațiile acestea tinere cred că totul li se cuvine. Poate mai puțin munca. Ar trebui să vadă că este multă zbatere și căutări și multă neliniște. E bine că ei nu mai au cenzură, deși nu e întotdeauna bine, pentru că aduc pe scenă sau la radio și dau pe post lucruri care nu ar trebui date. Urmează întrebarea roșie. Sunt superficiali tinerii soliști de muzică populară? Nu aș spune așa. Avem glasuri frumoase și copii studiați de acum. Ei, vreau să vă spun că pruncul meu mi-a spus așa. Vezi cât o prunche zic. Mama, tu trebuie să-i înțelegi. Tu te-ai născut și ai întâlnit oameni când în casele lor nu erau câteva televizor, nu știam ce e acela, nici radio. Era câte un difuzor pe stâlpul de telegraf și ascultam acolo. Deci ai prins oameni bătrâni care își cântau cântecele lor la diverse evenimente. Deci ai fost o norocoasă. Dar le-am mai spus altceva. Dragilor, că vă place, când vă place, voi trebuie să cunoașteți puțin din repertorul înaintașelor voștri. Pentru că oricum dați o traistă de bani. Dar în momentul când faceți schimbul, dai banul, îți dă piesa, ascult-o să vezi dacă nu seamănă cu nu știu ce. Cu trandafirul la mult, cu, nu, trandafirul e cunoscut al nostru, sau cu aseară vântul bătea, sau nu știu ce, făcut, transformat, ceea ce nu e normal. Adică dai banul, măcar să vezi dacă într-adevăr este ceva care nu seamănă cu nimic. Asta a fost un sfat al meu și eu zic că a fost corect, cinstit, nu? Eu am avut norocul și vreau să spun că am avut un... aparatul Vesna 3, luat de la Cernăuț, care mergeam și îmi culegeam. Și am perioada când de ce cenzură, când nu era nici de dor, nici de zalnea mare, nu exista. Numai bucurie și fai verde și sus chiciorul, jos, bătută la podea. Joc, de joc. Ei, asta mi-au prins bine peste timp. Le-am păstrat și mi-au prins bine. Mulțumesc. Pe vremea lui Ceaușescu, soliștii de muzică populară aveau ca normă să culeagă în fiecare stagiune 8 cântece noi. Așa că obișnuiați împreună cu soțul să luați la picior satele și cătunele bucovinene în căutarea baladelor și a doinelor autentice și așa în timp v-ați creat acest stil unic pe care îl aveți. Sunteți printre artiștii de muzică populară foarte puțini care și-au cules singuri cântecele, da. Și ați adus la lumină crâmpeie de folclor veritabil. Aș vrea să știu dacă satul românesc de astăzi mai păstrează bogăția de altă dată în cântec. Urmează întrebarea. Mai are folclorul românesc viitor? În funcție cum îl aducem la scenă, cum îl îmbrăcăm și cum îl cântăm. E adevărat, atunci tot soțul meu mi-a adus o monografie a satului Berchișești.
Și răsfoind, l-am găsit niște texte care, wow, da, și soțul mi-a spus, și astea crezi că n-au melodie? Și atunci mi-a luat frumos, așa, și m-am urcat în autobuzul care duce la Berchișe și m-am dus la primărie, unde să mă duc, primăria lui Ceaușescu. Și îmbrăcată normal, că era, nu știu, mă știu, toamnă era cumva. Și sigur că la primărie o să mergeți la școală, că sunt învățători din zonă, am spus cine sunt, a știut, mă rog. Nu erau televizoare, deci la radio se mai asculta, dar... Și mi-a dat un cetățean care zice, eu, haideți că cunosc eu. Și merg în toate case, pustii, încuiate. Și o bătrânică strigă din grădină, vine încă o și s-a dus. Și vine apoi, zice, doamnă, toată lumea sunt încă, că zic că doamna asta cu lădița, că magnetofonul meu, ce mai vrea să-mi iei, era după colectivizare. Ce vrea să-mi mai iei? Și-a spus, e Sofia Bicoveanca, lasă-mi, iată, nu spune, că așa ea nu vine pe aici. I-a zis femeia. Și atunci tânărul, învățătorul, a spus, doamnă, știi ceva, am o mătușă care bocește, este băcitoare, hai la ea. Mers la ea, ea văruia acasă. Și spune, așa, uite, cu tare, cu tare. Eu aveam o sticlă de țuică ca să dau curaj. Și ea spune, doamnă, știi ce înseamnă să lași jumătate de casă văruită? Știam, că rămâne urmă. Na, dacă am spus, nu mai mă duc cu țuică la acasă, dă-mi un pahar și plec acasă. Ea, simțindu-se oarecum obligată, spune, măi, bărbat, ea așează-te în pat, să te boșesc. Și-a început ca într-un cântec. În momentul când a început, a improvizat. Bărbatul, câinele a început să urle pentru că sunt niște semne. Bărbatul a plecat, eu am înregistrat și a apărut. Și a ieșit o doină. Vreau să-l bag vocea, gata. Așa a fost cântecul, dar e adevărat. Mulțumesc. Repertoriul dumneavoastră este considerat de specialiști o oglindă a tradițiilor bucovinene. Aveți 13 discuri de solist, 6 de colaborări, 16 casete audio, 22 de CD-uri și 2 DVD-uri. Unicitatea dumneavoastră constă în cele peste 50 de doine, balade și bocete pe care le aveți în repertoriu. Chiar dumneavoastră a spus că de aceste melodii triste v-ați simțit întotdeauna mai apropiată. Vă citez, dacă ar fi să mă întrebați, să știți că în aceste cântece triste, dramatice, mă simt cel mai bine. Nu știu, probabil croiul interior din perioada copilăriei. Mă regăsesc mai mult în balade și în cântecele de dor decât în cântecele vesele. Cântecul vesel, horle, le cânt pentru că menirea noastră e să bucurăm lumea. Cu cântecul și cu portul popular ați colindat lumea, ați susținut turnee în Israel, Statele Unite, Franța, Danemarca, Germania și chiar în Japonia și peste tot ați bucurat sufletele oamenilor. Urmează întrebarea, care este cântecul cel mai drag sufletului dumneavoastră? Nu, no, aș supăra pe toate celelalte. Nu, no, în fiecare am pus câte un ceva. Una e de șagă, eu vin cu foarte multă satiră, scot și partea negativă mai. Femeia care e spădită cu munca și bărbatul care vine de acasă, vine acasă de la muncă, obosit, gata mâncarea, gata. Așează el și aziarul, citește și se culcă cu mâini merg la servici. Femeia, copilul după pola ei, mama, acasă, afară, trebuie grijit, mâncare la purcei, vacă de mulți. Vara în grădină, ea duce și seara târziu, nu era lumină electrică, ea cosea la lumina lămpii mărgele pe cămaș. Asta e femeia româncă, adevărat. Eu n-am stat degeaba, mai adăugat un CD. Asta a apărut acum în pandemie, el de mult. Așa la noi Datena, este intitulat și e poartă titlul unui cântec de nuntă. Sunt 20 de piese, de la leagăn până la moarte aici. Tot ce vreți. Mă găsiți și sub altă formă. Am și o priceasnă. Și este apărut pe piață acum. Ceva nou. Chiar și eu mai urmăresc și unele texte parcă, deși sunt dinainte de a apărea necazul peste lume, parcă se potrivesc pe perioada aceasta care o trăi. Pandemie de COVID-19. Continuăm. Da. Mulțumesc. Sunteți una dintre cele mai îndrăgite și solicitate cântărețe de muzică populară. Cu toate acestea, am văzut
că onorariul dumneavoastră este mai mic decât cel pe care îl practică colegii noastre de breazlă. Vă citez acum. Am văzut că s-a spus la televizor de 1500 de euro, dar eu percep 1200 de euro cu tot cu drum. Dacă evenimentul este în București, nu am nevoie de bani de cazare, că stau la fiul meu. Colegii v-au reproșat că percepeți un onorariu atât de mic. Vă citez din nou. Mi-au spus că stric piața, că e inadmisibil ca o artistă ca mine să ceară atât de puțin. Ei spun că nici nu se încalță fără 1000 de euro. Fiecare cu gândirea lui. Eu nu fac meseria asta pentru bani. Ați recunoscut totuși că modestia cu care v-ați făcut meseria v-a adus și nemulțumiri, pentru că după o viață de cântec, statul nu v-a răsplătit pe măsură. Urmează întrebarea. Ce pensie aveți? Nu, asta e important. Eu faptul că încă sunt pensionară, dar m-am și reangajat la Rapsozii Botoșanilor. Eu sunt solistă la Rapsozii Botoșanilor, un colectiv tânăr, dar eu am venit cu experiență și întotdeauna am căutat să împrumut din tinerețe celor fetelor care, colegelor mele. Și nu mă plâng, e ok, e bine, să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere să mai pot cânta, să mai scol la lumină. Da. N-am zis că vă plângeți, nici nu m-am gândit vreodată la asta. Eu doar eram curioasă să știu dacă statul român v-a răsplătit și vă recompensează pe măsura muncii dumneavoastră. Da, e ok. Bine, mergem mai departe. Știu așa, că aveți o pasiune pentru flori, pentru parfumuri și pentru blănuri. Vă citez acum. Nu știu ce fel de om sunt, de-mi plac așa florile și parfumurile. Nu-mi place aurul, nu-mi plac bijuteriile, ci parfumurile și blănurile. Sunteți o femeie distinsă și o femeie cochetă și sunt foarte multe doamne care se întreabă ce faceți, te arătați atât de bine. Dumneavoastră ați spus așa, vă citez. Dumnezeu îmi păstrează gabaritul. Eu nu am voie să țin cură de slăbire pentru că ar curge pielea pe mine, așa că trebuie să mă mențin. Eu consum foarte multe crudități, seara nu prea mănânc, cafea nu beau, alcool nici atât, țigara nu știu să o mânuiesc, în schimb beau foarte multe ceaiuri. Știu că vă machiați doar atunci când este necesar. Și, deși în ziua de astăzi chirurgia estetică este un instrument la care foarte multe femei apelează, dumneavoastră nu ați recurs la niciun fel de intervenție. Urmează întrebarea. Sunteți împotriva operațiilor estetice? Doamne ferește! Nu, dar eu mă simt bine în piele mea, așa pe ce ar fi la... Eu în toamnă, pe 1 octombrie, dacă mă ține Dumnezeu, fac 62 de ani de când slujesc cântecul popular. Când rest, am mai spus-o și o spun, nu mă uit în buletin ca să nu strâng ziua. Dar n-are importanță, că s-a animat și nu mi-e rușine cu ei. 80 de ani fac în toamnă. Mulțumesc. Ei, e nevoie să intervin și apoi fiecare cută înseamnă o zi trăită de emoții, de grijă, de drum, de oboseală, de gânduri, de iubire. De ce nu? Îmi sunt ale mele și mă plac așa cum sunt. Eu mă simt bine în pielea în care sunt. Așa că, da, și îmi plac cu blănuri, într-adevăr, și parfumurile îmi plac. Vreau să vă spun, plecam în turneu pe vremuri, în Polonia, acolo să vulpile, argintii și toate minunile. Și intram într-un magazin și încercam. Nu aveam bani, trizloți, aveam nimic. Dar puteam să încerc. Nu erau aparate foto să-mi fac poze. Și mă înveleam la oglinde și câteva cucoane din câteva magazine au cumpărat când așa și-au cumpărat. A, deci eram un manechin bun. Le-am convins că blana este superbă. Da, iată că, da, sunt amintiri. Îmi plac blănurile, parfumurile îmi plac, într-adevăr. Da. Mulțumesc. Continuăm. Merg o întrebare roșie. Am în fața mea o femeie frumoasă, o femeie iubită, o prezență unică în folclorul românesc. Cu toate acestea, sunt câteva lucruri și v-am spus de la început că m-au frapat la dumneavoastră și le numesc acum. Am citit așa, că nu vă place vocea dumneavoastră, vă citez. Mie nu mi se pare că am glas frumos. Nu cânt frumos, am doar un timbru special și multă dragoste pentru cântec, pentru poezie, pentru tradiție, dar și pentru nou. Nu am părere bună despre mine, dar asta nu înseamnă că nu am făcut totuși ceva bun în viață. O altă declarație șocantă a fost aceasta, citez. Frumoasă nu am fost.
Și neștiindu-mă frumoasă, ne-ați spus în emisiune, nu am vrut să fiu nici mireasă, pentru că întotdeauna se spune la o nuntă cum era mireasa. Ori pentru că nu m-am știut-o frumoasă, nu am vrut să fiu mireasă. Sunt curioasă dacă în viața dumneavoastră a existat la un moment dat un moment care v-a determinat să vă percepeți cu totul diferit decât vă vedem noi. Și aș vrea să știu de unde vine sentimentul acesta de negare continuu a calităților dumneavoastră și dacă nu cumva ați așteptat ca cineva anume să vă spună că sunteți frumoasă. Urmează întrebarea roșie. De ce sunteți atât de dură cu dumneavoastră? E mai bine așa. De ce să mă amăgesc? Eu așa mă văd și vreau să vă spun o întâmplare. Am mai spus-o, mă tem că mă cam repet cu multe lucrușoare. Mi-aduc aminte, eram într-un turneu pe la Arad și cu format cu Filarmonica de stat din Arad. Am venit mai devreme de pe teren și ne-am dus la sală, la Filarmonică. În sală era un concert de muzică populară și în spectacol de la București, Maria Pietraru, care a fost o frumoasă și caracter frumos și suflet bun, am cunoscut-o. O moldoveancă, s-a stins mult mai devreme. Când a intrat Maria în scenă, m-am ascuns după o perdea să nu fiu văzut, eram în costum încă venind de pe teren, lumea s-a făcut. În acel moment am spus, când voi intra eu în scenă, nu va face nimeni așa ceva. Dar cum să fac să nu mă uite? Deci după ce cânt, dacă vine cineva și îl merge în sală la un bătiț, spune, bătiță, cum a fost fata din scenă? Frumoasă sau urâtă? Să zică, nu știu. Să fac în așa fel să-l duc pe firul cântecului. Să nu-l las să mă studieze. Ăsta mi-a fost gândul. Și parcă n-am greșit. Parcă m-am ținut de cuvânt. Și tot cu glasul grav am fost descoperită pentru film. Am fost distribuită în câteva filme. Și da, tot glasul adus de Vlad. Dar puteți să ne spuneți de film. Da, prima dată am fost în orașul văzut de sus, buldozeriță, nici nu știam să șofez, undeva pe la Scornicești, m-am dus, era să lucra la un canal și băieții de acolo mi-au spus, doamnă, trebuia un buldozer cu lama să conduc, doamnă, trebuia aveți grijă, lama să fie la același nivel, să nu... Și am fost buldozeriță, deci având pe cine, pe George Constantin, marele, George, era inginerul șef. Dea un minut. Margareta Pogonată era primărița și... Deci, lângă oameni care tremurai, mă temeam să nu le stric jocul. Gata. Dar mai aveți timp. Cine v-a plăcut cel mai mult dintre toți actorii alături de care ați jucat? Oh, nu, dar fiecare are... Asta vreau să spuneți, așa mi-a zis și la cântece. Un actor mare... iubit sau nu mare, un actor alături de care v-a plăcut să jucați. M-a spus în încurcătură, că de tăs mi-a fost frică. De exemplu, Gheorghe Dinică, mi-aduc aminte că am fost nevasta lui Petru, era mama la Doleanca, el era soțul meu și n-a știut cine este nevastă. Casa de Vicent, ultimul film, așa, în regia lui Ion Cărmăzan. Și plecam la prima zi de filmare și mă vede... Dumnezeu să-l odihnească Gheorghe Dinică și zic, petrecem că avem pe Sofia, la care regisul ne-a Gigi, dar Sofia ți este nevastă. Bine mă, așa cum am spui. Deci, da, am avut o Maia Murgăștiu, mi-a fost noră și Horațiu Mărăel, copilul meu cu handicap. Deci vă dați seama plângă ce oameni pot să spun eu de unul că mai... Fiecare are ceva și mă rugam în fiecare dimineață, Doamne, să nu le stric cumva jocul. Mulțumesc. Și mergem cu ultima întrebare. Vă citez. Costumul popular mă reprezintă, este o recunoaștere a cântecului meu. Cum să vin să vorbesc despre cântec fără să fiu îmbrăcată în costum popular? Eu în societate nu mă regăsesc, mă pierd, îmi plâng palmele de emoție și nu mai scoateți nimic de la mine. Costumul îmi dă siguranță. N-a purtat neam de neamul meu, Catrință și Opinci, cât am purtat eu. Sunt cuvintele dumneavoastră,
foarte emoționante pe care le-ați rostit atunci când ați fost decorată de Casa Regală cu distinția Coroana României în grad de cavaler, un eveniment la care ați insistat să vă prezentați îmbrăcată în costum popular, deși protocolul Casei Regale impunea o anumită ținută. Costumul popular este parte din identitatea dumneavoastră și nu v-ați îndurat niciodată să-l puneți deoparte. Urmează întrebarea: cine este Sofia Vicoveanca fără costum popular? Nu știu. De exemplu, și când m-ați invitat, am spus, eu vin în costum. Pentru că mi-a spus, oricum pot veni îmbrăcat. Am spus, nu, ar fi nedrept. Pentru că prin tot am scos. Mulțumesc Dumnezeu că m-a făcut selectivă. Am avut grijă să aleg după posibilitățile mele interpretative. Eu nu am un ambitus foarte mare. Mă joc pe câteva note. Dar am grijă. Eu ce am recunosc și ce nu. Trebuie să am foarte mare grijă cum și dacă într-adevăr respectivul text eu îl pot trimite mai departe și să există o legătură de fiori, fiorul care îl transmit și cel care se întoarce din sală. Există un asemenea schimb. Da. Asta sunt eu. Fără costum, nu știu. Sigur că pe stradă nu mă duc în costum popular, dar la scenă, în lume... Când... Te vă recunoaște lumea pe stradă că nu purtați costum popular? Da. În gară. Vreau să vă spun. Vreau să vă spun că sunt cea mai bogată femeie. Știți de ce? Nimeni nu vrea să facă poză cu tine dacă nu ți-i place. În gară. În gară, normal. Bătrânii, am mai spus-o, o repet la dumneavoastră, vin și pun mâna pe mine și spune, sunteți? Nu spune și sunteți, dar eu zic, da, sunt. Apoi să ne trăiți cât tare, ne mai bucurați. Tinerii, facem un selfie? Dar în timp eu caut lumina, că lumina face bine la chip. Și în timp ce ne învârtim, dau eu seama de unde e lumina mai bună, de unde ești, că din Sibiu, că din Maramureș, că din Bana, nu știu ce. Că e pentru bunica, pentru mama, pentru mine, pentru nu știu cine. Iată. Îmbrăcată în ținută de stradă, nu. Am eu o figură așa care nu se poate confunda. Da. Așa este. Da. Mulțumesc pentru prezența la mine aici la 40 de întrebări. O să urmărim împreună un tabel. Sunt toate cele 40 de întrebări. Iertați cei de iertat, păstrați numai cei buni și frumos. Păstrăm tot ceea ce ne-ați spus. Ne-ați răspuns la toate întrebările. Și e foarte important și mi-aș dori să spun că în niciun moment nu mi-ați cerut nici măcar temele de discuție, dar amite întrebările. Ați venit așa, total deschisă la noi. Este finalul emisiunii și este acel moment în care eu trebuie și din tot sufletul meu vă întreb dacă sunt lucruri pe care v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut. O chestiune pe care ar fi trebuit poate eu să le așez și nu le-am făcut. Sunt lucruri care poate... le-ați dori lămurite sau pur și simplu dacă vreți să dezvăluiți ceva? Eram sigură că nu o să mă întrebați nici din fizică și nici din chimie. De aia n-am întrebat ce o să mă întreb. Am urmărit, vă urmăresc toate emisiunile și da, mi-a plăcut că v-ați gândit la mine și de ce să mint, că am avut și emoții. Da. Emoții am și eu și... în această seară am avut emoții foarte mari. Eu vă mulțumesc din inimă. Eu mulțumesc. Că ați venit la mine. Este cea mai mare onoare pe care mi-ați putut-o face. Doamne ajută. Ar trebui să fac o evaluare acum a dumneavoastră. Dar tot ce pot să spun este că sunteți așa cum vă închipuiam că sunteți. Eu astă seară v-am cunoscut prima dată. O femeie bună, caldă, demnă, fermă totodată. O femeie care... își iubește menirea ei pe lumea asta, vocea asta cu care ne bucurați atât de mult și pe noi cei mai tineri și pe tot poporul român. Vă iubim, Sofia Vicoveanca. Și așa să vă avem lângă noi tot timpul aproape deschisă la întrebări. Mult timp de acum încolo, mulțumesc că ne-ați fost alături. Din toată inima, mulțumesc și eu. Rog să iertați dacă ceva n-a fost pe măsură. Vă mulțumesc mult și vă port în suflet și vă urmăresc. Și noi vă ascultăm.
Aceasta a fost invitata mea specială din această seară, marea doamnă a cântecului popular românesc, o mare onoare pentru mine. Sunt Denise Rifai. 40 de întrebări, iată, au ajuns la bun sfârșit în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și promit cu noi și multe alte întrebări. Mulțumesc pentru atenție, seara frumoasă!